Bună seara, suntem în direct pe wowbiz.ro. Ne-am întors de data aceasta, suntem alături de iubitorii acestui show fenomen în România, Exatlon. Este joi, este ștafeta mixtă cu Alex și Cornelia. Sunt alături de colegul meu, eternul meu coleg, Alex Nene. Hai războinicii. Hai faimoși, n-am ce să fac eu, rămân așa pe poziție. Și am și o faimoasă, uite, avem o faimoasă alături de noi. Bună, Mădălina! Aceasta pe Mădălina. Hai războinicii! Mulțumesc foarte mult că ești alături de noi. O să mai avem și un invitat puțin mai târziu. Trebuie să vină un războinic. Nu știu dacă este războinic. Acum a fost războinic în sezonul ăsta, dar sezonul trecut a fost un faimos. Nu mai contează, gata, a trădat echipa, da, e războinic. Da, nu se pune așa. Lasă că îl luăm noi la întrebări și o să ne spună el. Eu cred că el este un luptător din toate punctele de vedere. Fie că este în tabăra faimoșilor, fie că este în tabăra războinicilor, nu contează. L-așteptăm pe Gianni Chiriță să vină și el. E un luptător, din câte am înțeles, se luptă cu traficul din București deocamdată. Păi... crezi că e în jură pe... Chiar aș vrea să văd cum arată Gianni la volan. Chiar m-a spus. Oare cum arată? Oare cum arată, chiar. Chiar cum reacționează, nu? În trafic. Să-l întrebăm. Da. Ia să-l întrebăm. Chiar sunt curios, da. Să știi că eu, uite, îl știu de foarte mulți ani pe Gianni. Și l-am văzut și mai puțin vulcanic, așa cum apare la Exatlon. Bine, el este un tip extrem de transparent. Față de oameni se comportă natural. Mă gândeam cum ar fi să-l vezi pe geam într-un ambuteiaj, oamenii să se oprească și el doar fața lui și în jură. Nu, să iasă așa pe geam și să... Bă, mănânc, sau cum... Nu este ar fi atât. El trebuie să deschide și geamul. Trebuie să vă povestesc ceva din culise. Ia cum l-am cunoscut eu pe Gianni. El, necunoscându-mă pe mine, eu ieșeam de la sala de unde lucram, eram undeva pe Victoriei și văd că este cineva cu muzica foarte tare. În mijlocul Victoriei era super trafic, ce cu geamul era? Dat jos. N-o să spun, așa. Și trec și mă uit. Era Gianni Chiriță, bineînțeles. Asta se întâmpla acum câțiva ani. S-a uitat la mine foarte urât și a dat drumul la muzică, dar așa mă sfida, dădea drumul mai tare la muzică și zic, Doamne, ce are omul ăsta cu mine? Și când am întâlnit la Exatlon, zic, eu te știu pe tine. Și am povestit, a fost foarte amuzant. Și noi tot timpul făceam o glumă, dar nu știa nimeni despre ea și a zis, dacă nu te cumintești, dau drumul la muzică mai tare. Dar a fost foarte, foarte interesant. Deci da. El mă sfida pe Victoria și nici mă cunoștea. Așa era el. Gianni Chiriță, aș dori să ne puneți foarte multe întrebări pentru invitata noastră de astăzi, în acest moment. Mădălina, care mie mi s-a părut chiar o luptătoare, cred că se potrivea mai mult pentru partea asta de războinici, pentru că avea așa, acea dorință de a câștiga, indiferent că a intrat în competiție mai târziu. Știi cum se spune că dacă intri în competiție mai târziu, nu știi traseele, nu ești bun. Uite, era cât pe ce să ajungă în finală și să dacă mai facă intra, figuri frumoase. Anul trecut, dacă mai intra ea la războinici, faimoșii... Așa e. Erau... Pentru mine asta a fost greu, pentru că, în primul rând, am mai fost într-o țară exotică și mi-a fost super greu să mă adaptez la clima de acolo. Efectiv, eu simțeam cum mi-mi ard plămânii când stau și mi se părea greu să mă adaptez, mi se părea foarte umed aerul acolo. Am avut și niște probleme de sănătate în prima săptămână și problemele echipei mele și nu știu, eram foarte bulversată de tot ce se întâmpla acolo. Dar dorința suflet era, am zis că o plec ultima, deci asta era visul meu, nu plec de aici. Eram singura care spunea că nu pleacă, probabil că păream foarte ciudată în echipa mea. Dar cumva asta este și regretul meu, că nu a durat puțin mai mult să mai stau și eu, măcar 2-3 săptămâni, să lupt mai mult în formula asta. Mie mi-a plăcut foarte mult. Dar cred că toți concurenții care nu au ajuns până la final, toți spun, băi, că am regretul ăla că n-am rămas ultimul. Dar bine. Da, normal. Eu am ajuns până aproape la final, că n-am stat mai mult. Voiam să stau mai mult. Da. Toată lumea își dorește să stea mai mult la Exatlon. Da, dar n-ai văzut că Mădălina avea așa o atitudine, se enerva, dădea cu ușutul în bancă, arunca cu tot ce-i venea la mână. Adică avea o fire din asta vulcanică, cel puțin la Exatlon. Așa era, așa e. Niște lucruri pe care nu le știam nici eu despre mine. Eu nu plâng atât de mult în realitate. Adică chiar sunt un om. Cei care mă știu, erau șocați acasă. În primul rând, asta am întrebat, mă, de ce ai plâns atât? Zine și nou, de ce ai plâns atât? Conjunctura, adică, în primul rând, eu încercam să nu fac rău. Și acolo era simplu să faci rău. Pentru că toți ne atacam ușor între noi. Când ești tensionat, știi și tu că orice te irită. Și atunci luptam cumva cu mine. Eu nu aveam la cine să mă descarc. Pentru că deja colegii mei erau mult prea plini de probleme ca să mă mai duc și o să le mai spun una de-a mea.
Și atunci încercam să țin în mine, să-i motivez și pe ei, să-i susțin și pe ei, să mă susțin și pe mine și era un fel de conflict interior pe care îl trăiam în acel moment. La un moment dat știu că ai venit împotriva colegilor tăi în timpul jocului. Ce s-a întâmplat acolo? Când anume? Nu mai țin minte exact, doar că știu că... Nu împotriva, doar că a reacționat împotriva lor atunci. Da, pentru că probabil nu vedea nici așa dorința aia de victorie. Pentru mine asta era. Eu am fost sportivă de performanță. Păi nu mai ești? Au fost și ei, nu mai sunt. M-am retras de câțiva ani înainte de Olimpiada de la Sochi. Și eu nu eram învățat așa. Eu știu că un sportiv trebuie să se sacrifice până la final. Adică la mine era totul sau nimic. Eu așa am fost educată, așa am fost crescută și colegii mei deja nu mai aveau tragerea de inimă și mă frustra foarte tare că pierdeam într-una. Cât să pierd? O dată, de două, de nouă? Adică ei erau cumva resemnați? Ei erau resemnați, eu nu mai... Eu atunci luptam când ei deja se resemnaseră. Când ei deja se resemnaseră. Hai să-i... Păi salutăm pe oamenii de acasă. Imediat o să intru și eu ca să dau share la acest dai share, te rog frumos. Uite, să salutăm pe Mia Pinta, care este o persoană care se uită foarte des la emisiunea noastră, pe Maria Hârșovescu, pe Delia. O salutăm pe Maria Hârșovescu și pe Sorin Hârșovescu. Vreau să-l salut și pe Florin Morariu, este pentru... Puțină lume știe că e, mai știe acum câteva lucruri despre el, dar el este omul care a fost acel erou de la Londra, care a reușit să facă niște lucruri extraordinare și a făcut și ca oamenii să vorbească despre el. Îi salutăm pe toți de acasă. Uite, Petru Voinescu spunea că dacă mai stăteai, el, e părerea lui că ai fi murit pe traseu, nu ai fi reușit să câștigi. Deși eu sunt de altă părere. Mie mi s-a părut că tu chiar ai luptat și chiar ai fost chiar la un pas să mergi mai departe atunci când ai fost eliminat. Eu aș vrea ca oamenii să facă o diferență. Eu am mers acolo după 3 luni în care... Hai, domnul antrenor! Uite, l-a așteptat și pe Gianni, bă, domnul antrenor se lasă. Arătat intrarea principală. Arătat intrarea, nu mai știe pe unde mai intră, s-a schimbat la tău. Și ce ne facem acum? Asta este, trebuie să facem cumva diferit. Așa. Nu mai poți să mai intri bună pe unde intra în trecut. Bună, bună, bună seara, bine ai venit. Am revenit în traficul din România. Ți-am zis, Cornelia, să bentiță. Bucuros să mă vezi, bucuros. Hai, să mă... Jos, uite așa, te pup așa. Te așteptam. Serios? Da? Și mie, și mie. Ia să vedem. Ia așa, uite, să-l salutăm. Asta vreau să explici și tu, că oamenii spuneau că era mie foarte greu pe final, doar că eu venisem după 3 luni acolo și trebuie să zici și tu, că știi exact din punctul tău de vedere. Ce pot să spun despre Mădălina este că a fost una dintre elevele mele preferate, alături chiar de Cristina Nedelcu. Să ne înțelegem, adică din start. Azi urăm la mulți ani. I-am urat personal la mulți ani, îi urăm și acum, de față cu toată lumea. Așa la mulți ani, Cristina a fost alături de noi săptămâna trecută și îi mulțumim și o mai așteptăm, îi urăm la mulți ani, deci a fost una dintre elevele tale. Da, pentru că a dovedit în primul rând că vrea și vrea să muncească. Asta e cel mai important. Dar avem și un dar. A avut și cu ce. Dacă a avut material... mentalitate și a avut... Mai eram eu cu un prieten în Turcia acolo și el, în loc să spună îndemânare, spunea mâner. Mâner, aveam mâner. Deci aveam demânare. Deci, da, muncă multă și prin asta a reușit Mădălina. Am crescut și la țară, a fost un avantaj, dar eram în fiecare dimineață, eu ieșeam la antrenament. Și asta da, era. O găseam făcând sprinturi, exersa. Așa da, că... era vulcanică așa ca tine, chiar îi spuneam că le dea cu șotop în bancă. Da, asta înseamnă, asta înseamnă să te enervezi când pierzi un punct. Asta înseamnă că îți dorești, asta înseamnă că vrei. Despre asta este vorba. Nu ca unii care s-au perindat până exatronul ăsta, ia un punct, ia două, să nu se întâmplă nimic. Sau nu e niciunul și bravo, hai să facem o horă. Cum era păi film? Nu, fraților. Da, zici ceva interesant, hai. Că se ascunde nu în spatele unui de personajul ăsta, că nu cred că am venit să mă enervez. Personaje de genul, nici nu trebuie să-i mai pomenim, pentru că în primul rând le facem reclamă și așa în primul e. Rând au făcut exatronul de râs. Iar copiii care se uită la exatronul trebuie să aibă alte modele, nu personaje de genul. Așa. Cum l-ai pomenit tu? Este și el un personaj, dar vreau să vorbim puțin despre sezonul 3.
uite, unde... Dar până atunci, hai să revenim la ultimul episod, care a fost foarte emoționant. Dar stai puțin, știi care era problema, eu am uitat... Păi stai atâta de vorbit că nici nu știi ce să întrebați. Eu de-abia așteptam să vină Gianni, să aveam o prezentare așa pentru el. Wow, cum a venit aici prezentare? Asta înseamnă, mă, să fii spontan, asta înseamnă să te placă lumea. Nu vii cu înainte, cu totul făcut, am intrat în discuții. Noi nu avem foie aici, nu avem nimic, am decât două mesaje de la doi războinici și am vrut să mi le scriu pe foaie și să ți le citesc, da, ți le voi citi mai târziu. Da. Am vrut să spun că, domne, este cel mai îndrăgit, faimos, care face și pe războinicul. Bun, hai să... Bun, bine că mi-ai ridicat mingea la fileu, mie îmi place totdeauna cu mingea. Totdeauna, de când, de mic copil mi-a plăcut cu mingea, da. Hai să clarificăm un lucru. Am auzit fel și fel de voci, cum că m-am dus la războinici, cum că am trădat. Fraților, n-am trădat pe nimeni, trădam în momentul când eu eram concurent și mă duceam ca și concurent la războinici. Eu sunt la un alt nivel, eu sunt antrenor și mi-am dovedit prin asta profesionalismul meu. Și s-a văzut, de-aia feedback-ul pe care l-am primit a fost un wow. Lumea mă apreciază pentru că dacă mă duceam la războinici și eram unul cu minte și îmi vedeam de treaba mea, înseamnă că jucam un rol. Dar ați văzut și voi și a văzut toată lumea și cei care urmăresc Hexatlon că am pus suflet și am fost la fel cum am fost și la faimoși. Foarte bine. Ce ai vrut să-l întrebi, Alessia? Ia zi, Bentiță, ia să te văd. Să-l întrebăm pe Mr. Hexatlon. Uite, m-am așezat între voi, adică... The King is here. Ultimul episod. Da. În momentul în care voi ați părăsit acum Republica Dominicană, a fost foarte emoționant. Și despărțirea lui Vladimir, dar și despărțirea ta față de echipa albastră. Bine, am avut atenția, într-adevăr, mai mult spre echipa albastră, pentru că am ținut cu ei. E normal. Am văzut acolo, copiii au plâns, ai plecat. E greu când îți pleacă un membru al echipei, dar cred că e și mai greu când îți pleacă antrenorul. Cum crezi, cum i-ai simțit atunci după plecarea ta, imediat? Ai simțit că ai lăsat în spate ceva, dar ai avut îndoieli că o să reușească sau ai plecat cu încredere? Din păcate n-am plecat cu încredere pentru că până la urma urmei trebuie să spunem lucrurile pe nume. Problema principală a acestei echipe este și va fi tinerețea. Sunt copii și ei nu știu în ce s-au aventurat. Tu știi foarte bine că ai trăit acolo, chiar și tu ai fost tânăr și ești tânăr în continuare. Dar la tine a fost altceva, tu ai altă mentalitate, ai știut să-ți gestionezi foarte bine emoțiile, mentalitatea. Mulțumesc. Chiar am avut multe lupte cu Bentiță și m-a bătut, tocmai când și-a dat el seama că, bă, până la urmă urmei ăsta poate fi bătut. Și atunci el s-a adunat singur, fără să-i spună nimeni nimic. Mulțumesc, și apreciez. De ce ai spus Bentiță? Bentiță pentru că totdeauna avea, ca și fratele lui, Bentița aia pe cap, îl copiase. Deci copie unul la unul, și la gesturi, și la cum se poartă. Eu i-am spus-o direct, bă, băiatule, sunteți frați, să vede că sunteți frați. Să revenim. A fost un moment emoționant și pentru mine, recunosc, pentru că am venit la 2-3 săptămâni după ce i-au aterizat acolo. M-am atașat foarte tare de ei, am văzut că au nevoie de un lider în echipă, ca și antrenor. Eu, în schimb, am desemnat alți lideri, sper să poată să facă față acestei emisiuni în continuare și acestui concurs, dar m-am atașat și când am plecat, am avut niște emoții pe care cu greu am putut să mi le stăpânesc. Pentru că am văzut oameni plângând, oameni la care eu am lucrat, în primul rând, mental, ca ei să fie tari, pentru că noi ce găsim? Găsim o echipă foarte tânără, fără experiență, contra unei echipe foarte experimentate. Uitați-vă că acolo, în afară de Ion Surdu, care are 22-23 de ani, toți au medie de vârstă 29-30. Și oameni care vin din sporturi, oameni care au făcut, știu ce-i competiția și motivația. Ăsta e plusul pentru faimoși și minusul pentru războinici. Cam așa e. Apropo de lacrimi, uite, am zis că o să-i citesc un mesaj. Și este crezi că o să-i dea lacrimile? Nu o să-i dea lacrimile, dar are legătură. Să știi că Alex are foarte multe persoane care îl îndrăgesc și tot felul de fan pageri și care m-au adoptat și pe mine, normal, prin această emisiune. Și este o persoană care a scris așa, Gabriela Trisen. De sezonul 3 am văzut un alt Gianni. Câte fețe are? Dacă a făcut echipa sa să plângă, implicit pe noi, deci are și ceva bun în el. Bravo, Gianni, am văzut o altă față a ta. Deci sunt oameni de la războinici care probabil te urau foarte mult. Cu siguranță și aveau și de ce, e normal. Și uite că
Te plac acum? Chiar... Mă plac acum pentru că este exact ce v-am spus înainte. Faptul că m-am dus antrenor la Războinici, am dovedit încă o dată că sunt un profesionist, ca și antrenor pentru exatlon. Adică sufletul meu s-a dus acolo unde a fost conceptul show-ului. Deci nu m-am dus artificial, nu m-am dus că am fost antrenor la Faimos sezonul 2, nu m-am dus ca și concurent. Nu, am lăsat totul deoparte, acolo am fost pus și acolo am oferit tot ce am eu mai bun. Și atunci, normal că fanii Războinicilor au văzut un altfel de om în mine. Așa, Efrim Cornelia spune că dacă în primul sezon te-am urât, în ultimul l-am iubit foarte mult. Deci cred că asta este oarecum o concluzie a faptului că oamenii te-au văzut altfel în sezonul ăsta. Tu cum l-ai văzut? Cum era antrenor, Gianni? Că acum ești departe, nu mai ai nicio teamă. Ți-a fost frică de el vreodată? Înainte să ajung la exatlon, toată lumea m-a avertizat să am grijă, să au loc, să vezi cum o să fie cu Gianni. Pentru mine a fost cea mai plăcută surpriză. Eu cred că am ajuns atât de departe și datorită lui. Ne-am completat perfect. Era acolo lângă mine când era nevoie, știa și să mă scutre un pic când era nevoie. Și eu sunt o persoană vulcanică, dar cumva ne-am înțeles, nu știu, eu zic că perfect. Și într-adevăr, Gianni este un om foarte bun. Și eu chiar îi spuneam, mi-ar plăcea ca oamenii să te cunoască așa cum ești tu. Este un om extraordinar și nu zic că este aici de față cu mine, l-am susținut și după ce am ieșit. Și exact asta am apreciat și eu când am văzut că este antrenor la Războinici și am și spus. El este un profesionist, este un antrenor, nu contează ce echipă, este atât timp cât el își face treaba foarte bine și eu cred că și-a făcut-o. Și în primul rând, ceea ce vede întotdeauna, ceea ce văd oamenii este că el își pune sufletul pe tavă, adică el trăiește maxim orice se întâmplă acolo, fie că este pentru Războinici, fie că este pentru Faimoși. Și eu zic că și-a făcut treaba incredibil de bine în condițiile date cu echipa pe care a avut-o. Mai mult de atât, nu cred că putea face. Iar la noi, în situația în care noi ajunsesem și nu știu cât ați văzut voi de acasă, dar lucrurile erau mult mai grave în spate și mult mai greu decât ceea ce se vedea la TV, nu avea ce să facă mai mult. Deci s-a comportat exemplar, noi aveam discuții, echipa noastră se destrămase, fiecare trăgea în altă parte, încercam noi să fim o echipă acolo de fațadă, dar nu reușeam și el nu avea cu cine să lucreze. Și știu că foarte mulți oameni au sărit chiar lui în cap că nu era el un antrenor foarte bun. Tu trebuie să fii un antrenor bun când și ai cu cine să, când ai cu cine lucra. Dar dacă nu ai cu cine, este imposibil. Dar poți să te oblig pe tine să faci patinaj dacă tu ești dansator sau, mă rog, ești pe aproape, că cred că te-ai descurcat și acolo. Dar ați înțeles puțin ideea. Deci... Am înțeles, da. Și dacă Gianni nu a plâns în fața camerelor de luat vederi, s-a abținut. Uite, oamenii spun ca Nico, Nicoleta. Gianni, am plâns când tu și Vladimir ați părăsit exatlonul. O să vă simțim lipsa enorm. Ați fost sarea și piperul. Tu, recunoști, cum te-ai simțit când ai plecat de acolo? Când ți-ai luat la revedere de la toată lumea și te-ai dus așa în autocarul ăla, care probabil te duce spre Bodexat. Da, noi știam dinainte că o săptămână că o să plecăm. Îți dai seama că a trebuit să nu arăt asta în fața lor. Din contră, chiar la un moment dat am încercat o tactică de genul să-i îndepărtez puțin. Ții minte că m-au supărat foarte tare la un meci. Și atunci faceți ce vreți. I-am pregătit puțin și ați văzut la un moment dat Irina a resimțit și a zis că un antrenor, că nu știu ce, dar eu știam că plec, dar nu puteam să-i spun. Dar restul n-au simțit. Restul n-au simțit asta pentru că nu le-am arătat în primul rând și nu trebuia să le arăt. Dar da, îți dai seama că ei sunt o echipă de copii. Și atunci, cum a spus Mădălina, față de sezonul 2, acești oameni sunt niște caractere frumoase toți. Pentru că sunt niște copii care efectiv își doresc. E, în sezonul 2 nu toți și-au dorit. Și atunci normal că mi-a părut rău. Da, dacă facem o comparație între sezonul 2 și sezonul 3, copiii ăștia și-au dorit zi de zi. Dar din păcate, pentru că exatlonul este un concurs foarte dur și foarte complex, nu toți au calitățile necesare. Orice îi faci, eu am încercat... Să spunem, dau un exemplu, toate seriile de aruncări la un tip de final. Le-am spus, așa dai bine, așa schimbă, le-am spus pe toate. E, unii concurenți nu pot mai mult atât, ăsta e adevărul, adică... Hai să intrăm puțin mai în detaliu aici și vreau să te întreb. De ce sau se poate să fie conceptul în felul următor? Ca antrenorii
să fie de la început în concurs și ei să selecteze de la casting concurenți. Ar fi fost perfect. Ar fi fost perfect, dar nu putem noi, Alex, să ne băgăm într-un show de televiziune. Tu doar ești sunat, vreau să fii în show-ul ăsta, vreau să fii antrenor, vreau să fii așa. Noi nu putem să facem asta. Noi am fost puși în speță, eu, asta e materialul clientului, trebuie să lucrez cu el. Bun, și acum, ce simți acum față de Vladimir? Vladimir a venit într-o echipă în care și înainte să apărem noi mergea foarte bine, mergea aproape la fel. Da. Decât că Vladimir a mai îmbunătățit echipa faimoșilor. Deci, cum ai venit și tu cu plusul? Cum am venit și eu, exact. Da. Deci este cam același lucru. Nu e nicio diferență decât am venit noi cu niște plusuri. Dar în rest echipele sunt aceleași. Bun, și pentru un următor sezon, strategia n-ar fi mai corect față de antrenori ca să selecteze ei oameni? Eu am spus-o la cât stres am acumulat și vă spun la modul cel mai sincer, pentru că și în sezonul 2 și în sezonul ăsta am acumulat foarte stres. Dacă ar fi să se mai apeleze la mine ca și antrenor, aș pune prima condiție eu să fiu la selecții prezent, să văd castingul, să-i văd cum se mișcă, să le pun câteva întrebări, pentru că dacă nici eu nu cunosc acum exatlonul, nu-l mai cunoaște nimeni. Dar vom vedea, hai să nu vorbim pe ceva ce nu știm. Să vorbim pe ce se întâmplă acum. Uite, sunt oameni care au ascultat ce ai zis și te întreabă, dacă ai putea să fii antrenor la Steaua, de exemplu. Doamne ferește, nu! Haideți să nu... Pentru că, dacă ai fost la războinici... Unii, din păcate, au făcut confuzia asta și au asociat Exatlon cu Dinamo Steaua. Așa fraților, hai să punem frână, vă rog eu frumos. Dinamo e Dinamo, este cariera mea sportivă. Da. Steaua este Steaua, Exatlonul este Exatlon. Să ne înțelegem. Ăsta e un show de televiziune, un reality, sunt niște oameni care vin de sporturi diferite. Dar e foarte bine să atingem lui și problema Nu, e foarte bine să o atingem, dar frână. Până la fotbal, lăsați cariera mea deoparte, noi vorbim de Exatlon. Da. Dar apropo de fotbal, pentru că ei aveau o bucurie aparte, războinicii, în acest sezon. Felul în care... Cum i-ai antrenat și pentru chestia asta, pentru asta de final, cu strigătele dinamoviștilor? Erau în 2007, în 2007 sau 2008, Dinamo a luat campionatul și toată tribuna, la un moment dat, șeful galeriei strigă, Spartan, what is your profession? Și tot stadionul, au. Le-am dat și lor motivația asta, am făcut, nu știu, cred că mai mult decât poate face un om să le dea niște copii, niște motivații. Inclusiv foarte multe discuții individuale avute cu ei, inclusiv ca și grup. Adică le-am redat bucuria de a juca, am dat toate variantele și să râdă, și să danseze, și să fie sub presiune, și să fie motivați. Dar Exatlonul este atât de complex și de dur încât trebuie să fii făcut pentru Exatlon. Punct! Tu ești nu făcut ești. Pentru Exatlon, pentru că, uite, Porun Victor spune, Gianni, Exatlon nu mai are farmec fără tine. Și cred că lucrul ăsta trebuie să te bucure foarte mult, pentru că înseamnă că ai lăsat așa acolo, la Exatlon. Ai lăsat foarte multe lucruri bune. Chiar dacă tu ești o persoană... Eu nu vreau să vorbesc despre mine foarte tare, dar, într-adevăr, foarte, foarte mulți oameni îmi scriu și în ziua de azi, văd comenturi, dar, fraților, noi am făcut istorie și trebuie să rămână istorie împreună cu războinicii, nu numai noi. Au fost două echipe extraordinare, cu oameni extraordinari care și-au dorit la fiecare meci, la fiecare minut să câștige. E, ca Alex își dorea la fiecare minut să câștige. Așa mai ales contra mea, săracă. Da, ai putea să lucrezi cu mine în echipă? Da. Ca și antrenor, da, cu siguranță, pentru că ai calități și a ști cum să te motivezi și cu siguranță mai asculta. În schimb, fratele tău, din păcate, să revenim la el, este un tânăr cu calități foarte bune. Este, din punctul meu de vedere, este cel mai rapid dintre toți pe trasee, dar are o problemă la final. El nu poate să concentreze la final, să pierde foarte tare și se enervează și atunci o să-l coste foarte mult. Eu îmi doresc din suflet ca el sau Mihai Berar să ajungă cel puțin în finală, să câștige Exatlonul. Iar la fete, iarăși, că uite, eu mă înțeleg foarte bine cu fetele. Așa. Nu și în viața de zi cu zi, aici e o problemă. Îmi doresc foarte tare ca Iulia să ajungă în finală și să o câștige, pentru că este o fată genul Mădălinei. Așa vreau. Exact genul ăsta, foarte
ascultătoare, tot ce spuneam executa și lua punctele, modest, știe unde să ajungă, dar va conta foarte mult ce, cum își va gestiona ea mentalul, pentru că atunci când tu pierzi unul după altul, s-ar putea să te tragă și pe tine jos. Când pierzi meci după meci, tu să nu mai ai concentrarea să o tragă și pe aia în jos. Așa, erai și tu, mă, te trăgea în jos? Eu mă detașam de echipă, dar da, avea un impact foarte mare asupra mea, pentru că de dimineața până seara era o energie negativă acolo, de nu se putea descrie. Fiecare înjura, fiecare voia să plece acasă, oricum pierdem, deci asta era mentalitatea. N-a zis nimeni despre asta până acum. E. Da. Ei, uite că să zice. Iar eu ce făceam, mă trezeam dimineața la 6 înainte să se trezească oricine și bătătoream acea alee și încercam să mă detașez, să-mi aduc aminte de ce sunt acolo, să spun că drumul meu este altul și că dacă nu voi lupta eu pentru mine, nu are cine să lupte. Și în fiecare dimineață, eu eram trezit cu o oră înainte să, ca și colegii mei să se trezească. Îmi făceam antrenamentul, făceam o rugăciune, adică încercam să nu fac ceea ce fac ei, pentru că, într-adevăr, energia colectivă a noastră era foarte, foarte rea. Negativ tot. Foarte negativ. Negativ tot. Da. Așa, acolo puteai să faci acolo, dansul ăla? Acolo, niciun caz. Uite, de exemplu, aici, în echipa războinicilor, și în ziua mea liberă, că aveam și noi o dată pe săptămână, eu de-abia așteptam să mă duc la ei. Eu, din ziua mea liberă, mă duceam la ei să vorbesc cu ei, să văd ce mai fac, să-i antrenez, să nu stăm degeaba. E, cam despre asta este vorba. La noi nu prea vine. De ziua liberă nu prea te primi. Chiar nu. Poate că se simțea că nu era primit. Da, nu era deloc era primit. În afară de câteva persoane și alea să știu, simțeai energia negativă și mie, ca om, când îmi transmiți așa ceva, păi n-am de ce să te antrenezi, pentru că dacă tu nu vrei și nu vrei să asculți, du-te, frate, și fă ce vrei. Că... Normal. Nu? Uite, Ada, Elena, tot o susținătoare a războinicilor și a lui Alex de data aceasta, pentru că spune de Gianni că n-a crezut niciodată că o să spun lucrul acesta. Gianni, despre tine ți-ai spălat toate păcatele din sezonul 1 în chiar sezonul da, 3. Chiar da. Ai simțit lucrul ăsta? Dar nu cred că trebuie să-mi spun. Din partea războinicilor, de fapt, că războinicii erau, era normal să nu te îndrăgească, de-abia așteptau să te scoată din eu competiție. Nu trebuie să-mi spăl niciun păcat. Împotrivă. Eu nu trebuie să-mi spăl niciun păcat, pentru că eu, ca fotbalist, așa a fost, iar pentru mine, când fanii lui Steaua mă înjurau, eram cel mai fericit și eram cel mai motivat din lume. Și atunci intram cu câineala aia de mine și călcam pe cap, să ne înțelegem. Așa și cu fanii războinicilor, nu am de ce să-mi spun niciun păcat, din contră, sunt același și am dovedit prin ceea ce am făcut eu în echipa asta că sunt același om, fără niciun fel de diferență. Asta așa este, uite, Alex Iulian spune, Gianni Chiriță a fost cel mai tare. Sunt foarte mulți fani ai tăi. Da, v-am spus, feedback-ul e unul pozitiv, adică nu mă așteptam, pentru că acolo, eu fiind în tensiunea și în presiunea jocului, nu mă gândeam vreodată, nu m-am gândit niciodată ce o să spună lumea. De fel, eu chiar așa trăiesc, nu mă interesează ce o să spună lumea. Păi dacă ce spune lumea înseamnă că trebuie să ai un mormânt cu o cruce frumos și cu niște flori așa. Dacă... Când ești gras, de ce ești gras? Când ești slab, de ce ești slab? Când ești pe val și ești de succes, de ce ești? Când ești slab și ești jos, de ce? Așa că n-ar trebui să ne intereseze foarte tare ce spune lumea. Mai ales persoana mea. Dar pentru hateri ăștia ai mei... Aduceți mormonul, hai! Dar pentru hateri ăștia ai mei, nu pentru fanii care și-au schimbat părere, pentru hateri, am doar o melodie cu dedicație specială. Vreau doar să asculte melodia de la B.U.G. Mafia, pentru că sunt fan... B.U.G. Mafia de 20 ceva de ani, limbaj de cartier. Ascultați-o cu plăcere și să vă gândiți la mine. Vă dedic din suflet. Tu ții cont de guna lumii? Pentru că și tu ai fost extrem de criticată în competiție și s-a spus despre tine că ai avut noroc în duelurile pe care le-ai susținut acolo. Cu Cristina Nedelcu s-a accidentat, cu Monica Roșu. Crezi că a fost norocul tău sau pur și simplu și șansa face parte din joc până la urmă? Oamenii vorbesc ceea ce nu cunosc în general. Adică eu îți dau ție sfaturi despre bani, dar eu nu am bani. Eu îți dau sfaturi despre căsnicie, dar eu n-am nici măcar relație. Cam așa funcționează oamenii și mai ales în România. Pe mine m-a șocat valul de hate pe care l-am primit, pentru că eu nu am făcut niciun rău nimănui. Adică eu nu mi-aduc aminte să fi bătut la ușă la Maria și la Jenica, nu știu care, și să-i cer de mâncare sau să îl jignesc în vreun fel. Ceea ce mie personal mi se pare șocant
pentru că nu înțeleg de unde această ură la români. În loc să apreciem, cum a spus și Giannis, oamenii, pentru efortul pe care îl depun sau pentru caracterul frumos pe care îl au, pentru că suntem foarte diferiți și nu trebuie să fim plăcuți de toată lumea, dar nici să ne jignim între noi și să ne facem rău unii celorlalți. Adică cumva asta m-a șocat pe mine. Nu este adevărat, pentru că oamenii nu știu ce se întâmplă în spate. Nu am mers numai pe noroc, eu am spus că am să merg acolo cât îmi este pătură. Adică am muncit în fiecare zi, nu am stat pe bancă și nu am jucat. Dacă vă aduceți aminte, eu jucam și câte 6-7 meciuri pe zi, pentru că fetele erau accidentate, abia știam de capul meu. Accidentarea Anei Otvoș nu a fost vina mea că ea s-a accidentat, plus că eu în ziua... Toate fac parte din joc, Mădălina. Exact. Eu nu aveam nicio vină că fetele efectiv au ajuns la într-un punct în care nu mai puteau continua. Eu eram acolo, dacă nu mai puteam să continui, aș fi plecat acasă cu capul sus pentru că am făcut tot ce am putut, dar nici nu mă pot acuza oamenii că nu am muncit de dimineața până seara, cot la cot cu toată lumea, plus că oamenii nu și-au dat seama de un lucru. Să mergi după 3 luni într-o competiție și vă știți exact despre ceea ce vorbesc. Acele fete știau exact unde să calce, exact ce să tragă. Eu nu aveam voie să testez traseul înainte și intram odată cot la cot cu fata respectivă, eu rămâneam în urmă pentru că nu mai știam ce să fac, să mai trag de aia, să mai alerg, cum să sar în apă, cum să ies de acolo. De-aia mi-a luat, și dacă vă aduceți aminte, chiar Alina Antronic a spus că lui a luat o lună jumătate să se prindă de cum merg traseele și cum funcționează finalul. Eu am avut Ei, ai exagerat. Ca să te prinzi de toate, îți trebuie cam 8-9 zile să vezi și toate traseele. Cam așa, că în 8-9 zile dar, treci prin toate. Ai exagerat. De cele îți trebuie. Eu am avut o lună și o săptămână cu totul la dispoziție. Da. Adică nu aveam timp să recuperez tot ceea ce acele colege, de fapt, adversarele mele construiseră. Și da, cum te motivai că, tu? Cum te... Văzut ce spunea Cristina Nedelcu, scuză-mă ales. Spunea că, pe de altă parte, e și foarte greu și pentru cine stă în competiție, că se poate accidenta, există o uzură și la un moment dat când ajungi acolo sus, aproape de semifinală sau de finală, nu mai te țin balamalele, pur și simplu. Te țin, nu te țin, ești făcut pentru exatlon sau nu, punct. Te țin, nu te țin, eu nu mă gândesc, nu m-am gândit niciodată în viața mea și am avut probleme cu spatele grave de tot și cred că toată lumea o știe, nu cred că s-a văzut foarte tare. La un moment dat îmi trimisese și un masor în jungla unde stăteam noi și îmi zdrobea mușchii de la spate, mi zdrobea cu cotul ca să pot să concurez. Așa că ești sau nu ești, asta e. Așa e. Mi-aduc aminte foarte clar disputa ta cu reprezentantul Turciei de atunci când ai fost la un pas să fii câștigător, cât de mult ai putut să lupți. Știți care e problema? Exact despre asta vorbeam, despre hate, și de asta le-am trimis și mesajul ăsta, limbaj de cartier, și să mă țină minte. Când am concurat sezonul întâi contra Greciei și Turciei, când am leșinat pe teren și toată lumea a spart televizorul și am ținut toată România în picioare, toți îmi ridicau statuie. Cum faci ceva, te-ai dă un scandal sau faci ceva? Du-te, bă, cu Gianni, cu vagabondul ăla, cu golanul ăla. Păi, my friend, când îmi făceai statuie, nu mai m-am reprezentat România? Cum facem? Cam așa funcționează totul la noi. Dar pe mine nu mă mișcă, pentru că eu am și mesaje pentru ei, așa, după cum vedeți. Cum te înțelegeai cu Alex în... La națională. Să știi că după, nu, la echipa României, la echipa României, să nu punem echipa națională, echipa României. Chiar n-am avut, puteți să-l întrebați, adică puteți să-i întrebați pe ei. Eram prieteni, adică a venit cu spirit motivațional. Eu nu mă așteptam. Zic, bă, stai puțin. Da, hai că e bine. Cum a fost prima dată, că tot ei ziceai, vă certați voi, tu, Bentiță, nu scoam. Am povestit foarte multe și m-au cunoscut pe mine. Haideți să ne înțelegem, eu sunt foarte rău și dur în momentul când îmi fac meseria. Eu în cariera mea de fotbalist am muncit foarte mult și am mars acolo și mi-am ascultat antrenorii și am fost foarte serios și disciplinat. Eu acolo sunt rău, dar în afara lui eu sunt pe Caterinca, mie îmi place să motivez, mie îmi place să râd, mie îmi place să fac oamenii să râdă. Ca drept dovadă, ca să facem și legătura, așa. Sunt foarte fericit că am revenit la Vulturii de Noapte, sunt așa foarte fericit că pot să arăt publicului nostru ce înseamnă Gianni Chiriță pe Caterinca și pe glume, pe dans, nu Gianni Chiriță de la Axel, nu-l confundați, să ne înțelegem, acolo meseria mea și vreau să dai 100%, aici totul e să sară în aer, să ne distrăm și să ne simțim bine. Eu un om expansiv, dar cu toate astea vreau să te întreb, pentru că n-am avut ocazia până acum, cum te motivai tu
atunci când intrai pe traseu cu oricare de la războinici. Cum erai tu în mintea ta? Ce ziceai? În mintea mea, cred că tu ai simțit pe pielea ta când voiam să te lucrezi și te-am lucrat foarte mult psihic înainte să plecăm la start. Când ți-am spus că te fac varză la final, că ești tânăr și eu sunt un bătrân la 40 de ani și o să-ți fie rușine mare că o să te bată un bătrân. Și subconștientul tău lucra. Bă, dacă mă bate ăsta, m-am nenorocit, așa e. Eu înainte de start încercam să vorbesc cu Ize. La un moment dat, după, mai ții minte, voiam să vorbesc cu, nu mai mă asculta nimeni sau rămâneau în spate. Înțelegi? Și nu mai aveam ce să le fac. Nu mai băgam în seamă. Dar eu mă motivam singur, plecând acolo. Am plecat, mă opresc la final, am luat punctul și pe urmă să ne bucurăm. Așa. El era Bentiță, tanti Mariana. Îi făceam, uite, de asta îmi și pare rău. Când am fost la Fan Arena, vorbeam cu Vladimir, îmi pare rău că n-am avut mai multe victorii la rând, pentru că atunci aveam moral să-i domin psihic pe ei. Și atunci începea nebunul cu dominația. Și atunci să vedeți show. E, n-am avut, din păcate, când pierzi, nu poți să te iei de adversar, pentru că ți-a închis gura, a câștigat și eu trebuia să tac. Nu poți să te duci peste cineva când tu pierzi. Nu poți, că după aia îți scazi singur valoarea. Devii penibil. N-ai cum. Așa? N-ai cum. Da, ce voiam să... Dar tu erai puternic, nu te... Nu, la început, am reușit, dar pe urmă și el și-a dat seama că, bă, nu trebuie să-l mai ascult și trebuie să mă duc să-l bat. Tehnicile lui, era... A fost o bătălie, a fost ceva greu. Tu ce tehnică aveai? Cum te gândeai să-l contracarezi pe Jean? Păi da, la început am intrat noi în duelul replicilor și era cumva un duel psihologic, dar nu pot să zic că am avut susținerea echipei la nivelul ăsta. Toată lumea și-a dat seama că dacă mușcă momeala lui, s-a terminat. Și nici eu n-am avut cu cine să lucrez și după aia a trebuit să tac. Că oamenii... Adică oamenii de la tine din echipă nu te ajutau? Ceea ce invers era? Nu era invers, că mie nu trebuie susținere. Eu mă simt bazat pe mine. Da, dar la faimoși eram. Haideva, la ce trup avea Vladimir, Cazacu? Aveam Bruce, pe urmă a venit și Bruce. Aveau trupă, nu era chiar așa. Păi ce voi n-aveați? Păi da, uite, aveam trupă, dar când era o dispută de genul ăsta și voiam să intru, să intervin și mai interveneam, nu vedeam pe nimeni, se cam întorceau cu spatele, mai ajungeau la star și ziceau, bă, dar n-am vrut să zic așa. Da, dar vezi, la noi s-a potrivit totul pentru că i-am bătut foarte mult. Am avut o lună și ceva în care i-am practic, nu știu, săracii nu știau pe ce lume sunt, nu mai știau ce să facă. Și atunci, eu având moralul ăsta, am venit peste ei și mai rău, și mai rău, până a venit personajul principal, Oltin, și ne-a nenorocit. Și la revedere. S-a terminat pentru noi două săptămâni. Dar după aia a fost tot ceva interesant, că noi am prins și noi moral. Când îl lăsam, și eu mi-am dat seama, bă, dacă noi îl alegem pe Oltin, ei întotdeauna o să sară pe noi, că ce ați făcut, că nu știu ce... Da, dar l-ați luat după vreo 9 zile, cam așa ceva de genul ăsta. După aia am tăcut din gură, ca ei să nu mai vină peste noi și să putem și noi să jucăm puțin mai relaxat. Și s-a întâmplat, a fost o chestie de întâmplare, a ieșit. Ieșit cu Oltin, că altfel cine după aia am prins, cum spune el. Cum era cu Oltin? Am prins câteva jocuri de moral. Nu, Oltin, spre deosebire de alții, chiar a fost un personaj. Dar un băiat cu bun simț, să știi. Adică chiar dacă nu putea, băiatul ăsta chiar a avut bun simț. El a recunoscut că a venit într-o vacanță plătită, că a mai descoperit o nucă de cocos pe plajă, el întârzia tot timpul, avea lumea lui. Avea un buștean. Când plecam, tot timpul el era pe plajă, cu o nucă de cocos, mai lua o scândură, mai făcea ceva. Adică Oltin mi-a plăcut, serios. Până la un moment dat, până n-a putut să arunce un metru, o minge, un cap. Dă-o mă, băiatule, așa, 3 metri. Bun, am fost invitat săptămâna trecută, sau săptămâna asta, luni, la Fan Arena, și tot am discutat despre subiectul liderului, cine e lider în echipă, bla, bla, bla. Și vreau să te întreb pe tine, cine e liderul în echipa faimoșilor? Fără discuție, sunt doi lideri. Unul este mai vocal și unul este puțin mai tăcut. Cei doi sunt Ion Surdu și Costin, fără discuție, dar și Andrei. Să știi că a progresat foarte mult. Mie personal îl văd, chiar dacă m-am luat de el și l-am luat psihic, că e copie proastă a lui Cazacu, nu e așa. Da. Din contră, vreau să spun că a avansat foarte mult și e același tipicar cum era Cazacu. Calculează, este foarte bun pe traseu acum și îndemânare foarte bună.
foarte bun. Deci același tipar cum e Cazacu. Vedeți ce înseamnă sportul, vedeți ce înseamnă, calculează secunde, se duce, se interesează. Deci acolo, plus, nu uitați de Marius. Marius este un luptător și un băiat cu bun simț și nu se dă bătut niciodată. Asta mi-a plăcut foarte mult. Dar acolo, cu siguranță, sunt doi băieți care duc echipa acolo unde este. Costin și Ion. Costin și Ion. Costin, da. Cum e? Mai vocal, nu? Costin este genul fotbalist, mie îmi place mult de el, pentru că are glume, exact cum suntem noi fotbaliștii, se vede, da, că a stat într-un vestiar, da, într-o vestiar, echipă, da, da, are glume, dar are și îndemânare și traseu, dar îl văd mult mai bine pe Ion. Ion stă mult mai bine din toate punctele de vedere. Am înțeles, da, am răspuns și la întrebarea pe care, da, foarte mulți ne-au pus-o aici, dacă vezi un faimos în finală și dacă ar fi câștigător, cine? Da, văd un faimos și un războinic în finală. Cine? Păi v-am spus, unul din băieții ăștia doi, Mihai, da, sau Gabi, vreau să fie în finală, iar de la faimos, cu siguranță, Ion Surdu. Pe Mădălina ai fi văzut un lider de echipă dacă venea de la început? În aș fi văzut-o un lider la fete. Cu siguranță, da. N-a fost, în sezonul trecut nu erau lideri. Nu s-a vrut. Nu s-a vrut un lider pentru că toți, majoritatea, erau egoiști și nu voiau să vină în față să -și asume. Un lider, știți cum e, lider te naști, nu devii. Un lider trebuie să conducă prin puterea exemplului și acolo nimeni vrea să -și asume acest rol. Deși eu terminând și facultatea de psihologie, m-am dus să încerc să învăț câte ceva și despre psihicul uman, despre cum am putea să schimbăm niște tipare. Nu, n-am avut nicio șansă. Fetele, în schimb, au fost receptive. Și Cristina și Monica, da, doar că ele erau epuizate. Erau epuizate psihic pentru că, da, statul ăla la barac acolo, credeți-mă, da, că este de 20 de ori mai greu decât am stat noi în primul sezon. Pentru că noi am avut oceanul. Noi aveam unde să ne ducem. Dacă eram căzut psihic, mă duceam ca o reptilă lângă un palmier, stăteam acolo și mă adunam sau făceam baie sau mă duceam. Ei, din păcate, sunt într-o junglă înconjurați de pădure și este foarte depresiv. Cum stau cu mâncarea acum? Cu mâncarea? Păi nu mâncam eu ca antrenor ce mănâncă ei și războinici și faimoși. Ce deci, mai bine? Da, mic bine dejun. Ce? Doamne ferește, mic dejun, șuncă, ouă, struguri, cașcaval, omletă, wow, joacă-o pe asta. Joacă-o pe asta. Eu le-am dat așa fraților, voi trebuie să fiți fericiți. Nici la recompense. Noi aveam, aveam 13 linguri de orez și 2 fierte dimineață. 13 numărate. Le numărai? Da. Cum făceai? Și dintre care, din alea 13, mai îmi lăsam jumătate și după joc. Și găseam în soarele ăla, știi cum era orezul? Furnici, uscat, când am dat odată, mi-a sărit 2 plombe din gură. Dar îl mâncam așa. Dar era bun. Ai mai mâncat orez? Niciodată n-am să mai mănânc orez. Cocos câtă prăjit. Viață o să... Deci eu de acum încolo orez și ouă, să nu mai audă ele toată viața mea. Zi de cocos prăjit. Cocos prăjit, ziceai că mănânci floricel. E foarte bine. A fost mult mai greu. Tu ce n-ai mai mâncat? Eu ouă, nu prea mai mănânc. Mi-a dat ultima dată cineva, am gustat puțin și nu, am văzut că nu mai merg pentru mine. Seara ce le dă? Tot aia. Seara... Stai puțin? Seara stai puțin? Orez, cu piept de pui la grătar, carne de vită. Doamne, rare sunt situațiile când le dă orez cu ceva, cu mazăre sau cu năut. Dar în rest, cărniță e cărniță. Așa că, din punctul ăsta de vedere, nu trebuie să îi vaite absolut nimeni. Nu mai vorbim la cine stă la vilă. Vacanță de 7 stele, plătită, organizată, cum trebuie. Cum era la, când ați câștigat și voi atunci vila și v-ați dus, mamă, într-o super locație? Și fetele. În primul sezon? Noi am câștigat. Acum fetele, acum când ați câștigat în sezonul 3, da, pentru că așa o să noi n-am câștigat vila în sezonul 3. Nu, vila, la un hotel. Am câștigat de mai multe ori hotelul. Dar cum era ultimul? Ultimul foarte super, tare, da, foarte mișto. Dacă era în primul sezon așa? Dacă eram primul, plângeam. Noi plângeam pentru că noi am dormit să... Cred că trebuie să afle toată lumea. Am dormit, scândura asta este moale, masa asta. Noi am dormit pe o scândură atât de tare, de ce că e piatră. Și gândiți-vă că... Era bine pentru spatele tău, Daniel. Nu era bine deloc, din contră, îmi făcea foarte rău. Da, a fost așa de frumos la voi. Nu, ce, m-a dus la limită, a scos
Nu mai vorbim da. Când veneau șobolanii, bă, treabă. Da, da. Veneau șobolanii, ne vizitau, ce mai erau pe acolo. Băteau la ușă, da. Băteau, frate, mă pot să mănânc și eu niște orez de la tine. Nu, frate, că e la liber. Oricum e deschisă, n-avem uși. Nu, eu mă culcam ca să mă trezesc mai repede. Nu puteai să dormi acolo. Aruncam sacul ăla după mine imediat. Cum mă trezeam. Era nasol. Dacă ar fi aceleași condiții din sezonul 1, păi ar fugi acasă. V-ați mai duce la un All-Star Exatlon? Cred că All-Star-ul ar prinde cel mai bine, dar și ăsta trebuie făcut în așa fel încât lumea iară să se uite din nou cu plăcere și cu pasiune și să ridicăm acești copii în picioare. Că până la urma urmei, publicul Exatlon sunt copii foarte mulți. Așa e, foarte, foarte. Și ar trebui făcut All-Star, dar făcut în anumite condiții, cu mai siguranță. Dur, puțin mai dur, da. Puțin mai dur, nu ce așa. Ce să fie mai dur? De la mâncare, confort, tot. Adică nu cel din sezonul 2 și 3? Nu, în niciun caz nu. Și cel din sezonul 1 a fost ok? Puțin mai bine ca în sezonul 2. Adică ca să, sezonul, fie un, să fie un, pic, undeva la mijloc. Un pic mai bine. Putea adică, să fie mai greu adică la noi? Să ne mai arunci și nouă o bucată de carne o dată la două zile, așa, seara. Pe arunc așa. Crezi că la noi... Și noi primeam o dată pe săptămână. Da. Deci noi o dată pe săptămână și foarte puțin. Adică tot timp știu că săracul Pulhac suferea de foame și nu mai tremura seara când ajungeam pentru că nu primeam. Din contră, primeam legume fierte când pierdeam vila și o pierdeam mereu. Deci ne-a fost greu și nouă, dar nu la fel de greu ca vouă. Să revenim la războinici din sezonul 3. Le va fi foarte greu pentru că au presiune mare și practic stresul ăsta al barăcii îi apasă foarte tare. Indiferent câtă motivație le-aș fi dat eu, îi apasă. Dar cu siguranță balanța se va echilibra în momentul când vor mai interveni din păcate la războinici, când vor mai interveni, zic eu, minim 3 eliminări. Atunci, cu siguranță, războinicii o să aibă cu adevărat șanse să câștige mai mult. Uite, deci, mulții te întreabă dacă doar tinerețea este cea care îi dă în jos pe războinici sau mentalitatea. Și tinerețea și plus acești copii n-au de unde să știe ce înseamnă grupul, n-au de unde să știe ce înseamnă când te duci la traseu să-l joci tot timpul ca și cum ar fi ultima zi din Exatlon. Să-ți iei punctul, să bați pe oricine, să nu conteze cine e în fața ta. Copiii ăștia nu știu asta. N-au de unde, că n-au trăit. Și atunci se reflectă totul asupra echipei. Eram în ziua 100 și simțeam aceeași înverșunare la joc ca și în ziua 1, despre ce vorbim. Dar hai să discutăm despre ceva mai interesant. Stai puțin la... Continuați voi. Da, uite, aici să continuăm noi cu oamenii de acasă care sunt în număr foarte mare în această seară și le mulțumesc foarte mult, le mulțumesc pentru mesaje. Nu pot să le citesc pe toate, dar fac oarecum așa un rezumat pentru toate întrebările. Îi mulțumim și lui Șerban Nicolae, care este un prieten tot așa al emisiunii noastre și care îl felicită și pe Gianni și o felicită și pe Mădălina pentru tot ce a făcut în competiție. Sunt persoane care te întreabă, Gianni, dacă nu crezi că ești ghinionist în ceea ce privește Exatlonul, că poate n-ai avut noroc, uite, nu, la nimic să ai echipă, nu sunt ghinionist, ci pur și simplu, ăsta e conceptul show-ului, așa au gândit-o oamenii. Deci nu sunt ghinionist sub nicio formă. Așa s-a întâmplat. Așa s-a nimerit. Vreau să Ileana la... Maria zice, bun venit, Gianni, la Vulturii de Noapte. Abia aștept să te văd în emisiune. Să vedeți duminică, vreau să vedeți. Duminică seara să vă uitați la să Vulturii uitați de Noapte, că pentru că eu am văzut o emisiune de excepție. Este genială emisiunea de duminică. Așa spune Alex. Hai să analizăm puțin cum a evoluat și eu ăsta Exatlon din punct de vedere al traseilor și ce se întâmplă. Uite, în primul sezon... intram pe traseu, 1:30, record. Pac, pac, veneau băieții, rapid, aruncări exacte, foarte bine acolo asta la final. Asta după două luni. Da, asta după două luni. Ajungem în sezonul 3. Traseu mult mai lung, da. Final mult mai complex. Da. Și stau în fața televizorului și mă uit cam 7 minute la niște oameni care se chinuie să prindă obstacolele și să chinuie și la final. Nu cumva mă plictisesc prea mult să-i văd pe oamenii ăștia 7-10 minute pe un traseu și mai bine era să-i văd pe alții 2 minute,
mai rapid pe un traseu mai scurt și cu niște aruncări ai mai... Ai dreptate, dar iarăși noi nu avem niciun fel de putere, pentru că iarăși revenim la show. Așa e făcut, așa sunt schimbările, noi practic nu avem ce să facem. Și într-adevăr, sunt finaluri mult mai complexe, cu foarte multe aruncări și diferite acum. Nu mai e, ai doar de aruncat o coloană și o dai jos. Exact, sunt mai multe. După ce ai dat coloana, trebuie să dai săculețul. După ce dai săculețul, trebuie să arunci și cercul. Deci a avansat foarte, foarte mult. Și... Ție cum ți se pare? Cred că Gianni poate să zică că el le-a văzut pe toate trei. Sunt puțin de acord cu ideea lui, pentru că, într-adevăr, cu cât este mai exploziv totul, uite, da, dar noi vorbim degeaba, că nu putem să schimbăm. Da. Într-adevăr, dar eu zic, din momentul ăsta, ca și telespectator, stau și mă uit acum mai mult în fața televizorului și parcă uneori lipsește ceva, lipsește explozia aia, dinamica aia. Știi care e problema? Într-adevăr, este puțin mai lung. Te duci, te oprești, tragi, iar pleci, iar te oprești, iar te duci, te cațe, cobori, tragi de... Într-adevăr, sunt foarte multe opriri. Aici e problema, că oprește concurentul din mișcarea lui. Dar revenim. Nu avem noi puterea de a schimba nimic. Sunt reguli. Știi foarte bine că oamenii ne-au condamnat pe noi, pe mine și pe tine, Alex, pentru o finală, n-au, pentru regulile din finală, pentru regulile care s-au făcut noi aici doar comentăm ceea ce se întâmplă în Republica Sunt oamenii Dominicană. Care se uită la noi și probabil și... unora li s-au părut ieșite din context unele reguli. Cum a fost... Așa este, uite, Fit Silvia vrea să... ea vorbește despre un subiect sensibil legat de tine. Ce mi-a plăcut de tine, Gianni, ca și concurent la Exatlon. De cum arată. Nu știu, dar nu i-a plăcut în calitate de antrenor, pentru că ai fost mai vulgar cu fetele. Da, hai să revenim și la subiectul ăsta. Sunt un bărbat care sunt impulsiv și acolo în tensiunea aia. Să știți că eu n-am provocat. Da, dacă aveam niște victorii, credeți-mă că provocam, că Alex mă știe. Dar acum... eu, în conflictele pe care le-am avut cu acești oameni, că au fost câțiva, eu n-am provocat. Hai să-i luăm pe rând cu Arsine, da? Nu, hai să-i luăm pe rând cu Mario... cu Mario Fresh. Să-i zicem Fresh sau Terci? Cum vrei tu. Hai să zicem Fresh, că am vorbit de cu taicăsu. Nu, hai să... am vorbit cu taicăsu și mi-a zis, uite, îmi pare rău și nu știu ce, și i-am zis, nu mai știu cum îl cheamă, păi, glumele astea, un puș de 19 ani să-mi zică mie unul la 41, în condițiile în care eu nu mă iau de tine. Și vii și îmi faci o glumă de genul ăla, să ai glume cu mine, să mă provoci, păi asumă-ți, când te pui cu unul ca mine, vine tăvălugul peste tine, că eu sunt uns cu toate alifiile. Și i-am zis lui taicăsu, my friend, păi te iau eu pe tine de nări, te plimb așa pe la canal de și să te vadă o țară întreagă, îți convine? Și mi-a zis, da, îmi pare rău, ai dreptate. Deci despre ce vorbim? Ei, în loc să vină, să-și vadă de traseele lor, de echipa lor, ei au căutat într-un fel să facă și o schemă, dar... cu mine, păi te calc pe cap, n-ai cum. Păi asta spun. Și care ar fi fost intenția? Care ar fi fost intenția lui să facă asta? Intenția a fost să fie și el cocoșel. A zis că o dă și el frumos. Păi te calc pe cap, ești nebun. Dar să știi că mie Mario Fresh și am mai discutat aici, pentru un cântăreț, pentru un om care nu a făcut... A evoluat. Mi s-a părut că a evoluat. A evoluat, dar ascultați-mă puțin, a evoluat pentru că l-a ajutat echipa. Așa este. Ai foarte mare dreptate. Dar a venit și de la el, că dacă a venit și de la el, dar crede-mă, când intri la 7 la 2. Da. Scuză-mă. Mergi relaxat. Despre ce vorbim? Dacă echipa pierde, dacă și ați văzut câte probleme și a avut și Vladimir câteva probleme într-o echipă în care câștigă constant. Imaginați-vă să fi pierdut foarte multe meciuri, vă garantez eu. Că era scandalul cât casa, pentru că acolo sunt alte caractere, nu sunt ca ăștia. Eu sunt fericit că am putut să-i țin uniți la atâtea înfrângeri, pentru că au ascultat și tot timpul i-am învățat să nu-i reproșezi ei, tu nu și nu, fiți uniți. Și am ținut foarte bine. În partea cealaltă, dacă lucrurile se schimbă, vă garantez, vă dau scris că încep tensiuni mari de tot. Da, așa e, că acolo sunt orgolii. Da. Hai să-l luăm pe următorul. Pe Andrei. Andrei, Andrei și-a găsit-o săracul cu mine, îmi bătea cu alea în cap, my friend. El a zis, a dat-o așa, de eu sunt mai șmecher și știu că îmi bătea mie în cap. I-am dat-o două, trei frumoase, după care normal că acolo a venit băiatul. Hai mai zic că oamenilor stai puțin, a venit băiatul după și mi-a zis, Gianni, n-am vrut și... Ai văzut ca și cu tine, că n-am, eu n-am dușmănii.
Mi-mi place să mă cert acolo, da, foarte bine, zici ce zici. Dar după aia când văd că ai bun simț și poți să vorbești, eu nu țin dușmănii. Dar el nu s-a cu motopărța sau cum i-ai spus? Mie îmi vin spontane, Cornelia, nu pot să reproduc. Dacă mă provoci acum, ți le zic acum, nu pot să repet, înțelegi? Adică nu mai știu ce. Dar să știi că nici el nu s-a simțit așa ofuscată, s-a destul de tare pe picioare. Da. Se vedea că e motociclist, că e trecut prin toate nebuniile și el. Da. Și chiar a avut tăria, uite, să vină la el și să vorbească. Și iată, ne vă înțelegeți foarte bine. Până la urmă se începeau cei de la războinic să facă cu acele cei. Sunt acolo... Trebuie să te folosești de absolut orice armă ai la dispoziție, să-ți domine adversarul. Asta nu știu ei, că sunt mici. Eu le-am spus, băi, tinerețea asta voastră trebuie să o transformați în nebunie. Trebuie să vă duceți peste adversar, să nu-i dați senzația că sunteți slabi. Dar n-au acel ceva pentru exatlon. El a avut-o, Iulian a avut-o, Ștefan a avut-o, Jaguar a avut-o, băieți tineri, i-au transformat toată tinerețea lor în nebunie. Mă duc cu capul în ele, câștig, îl bat și pe ăla și pe ăla. Copiii ăștia nu au asta. Așa e. Așa și Madalina era la fel, tot, păi, tot cu capul. Păi da, păi despre asta este vorba. E ca și în viață, dacă ți asumi un risc acolo, e, poți să ți asumi și un câștig mai mare. Dacă riscul e mai mare, și câștigul poate să fie mai mare. Tu, e, mă... De dacă nu riști, nu câștigi. Erai cu riscul, într-adevăr. Niciodată nu te-am văzut că te menajai. Din contră, o vedeai cădea pe acolo, prin apă. Prin leșina, nu da. Luam, îi dădeam palme. Știu că la un moment dat, zi, te rog. Cosmin, pentru că a spus că era să mor de două ori, dar nu am spus acolo de ce. Eu aveam o problemă cu apa pentru că la 18 ani am avut un accident cu bobul, m-am răsturnat și mi-am spart dinții, fața, apropo de haterii cu dinții mei, pentru că ei sunt super operați în Germania, nu în România. Și umărul meu este ars până la os, aveam accidentări foarte grave. Să te dai cu bobul, nu ajungi jos acolo, te răsturni la 130-150 la oră și de acolo ieși cum poți. Și cu riscul sunt plecată de la 12 ani de acasă, adică nu avea ce să fie mai rău decât poate cum am experiențele vieții mele. Și la mine era chiar totul sau nimic, nu m-am dus să mă menajez în niciun fel. Eu am spus că nu plec de acolo cu capul plecat și am o singură șansă. Cu asta plecam întotdeauna pe traseu. Și într-adevăr sunt și foarte ofticoasă, adică ziceam, mă obdicam maxim. Plus că, nu, plus că mi-am spus-o și ei, și Cristine, și Monică-i. Eu dacă mai văd acum o femeie că plânge lângă mine, fac crize, fug de, deci fug de rup pământul. Eu plânsete ca la ele, eu n-am văzut în viața mea. Deci eu n-am văzut de când mama mea m-a făcut. Dar totuși eu am ieșit mult pe tine. Cred că dacă o să-mi fac o iubită și săraca chiar are motive să plângă, eu îi spun, fata mea, du-te de aici, nu, deci nu plânge, fă orice, dar nu în fața mea. M-a traumatizat, și serios. Și mie mi-a zis, Doamne, nu mai pot să te văd plângând. Dar toate plângeam, doar că eu am apărut mai mult pe TV plângând. Chiar am zis, zic, am, sunt plângăcioasa exatronului. Și așa a fost să fie. Deci da, totul până la sfârșit. Da, uite că oamenii v-au iubit în competiția asta. Ioana Ghenea din California ne salută și vă salută pe toți și spune că a fost alături de voi. Mă întorc la Gianni. Hai, cine a mai fost, da? Arsine? Arsine, da. Ea, din păcate, și-a căutat-o cu mine și cred că a avut noroc. Și a avut noroc mare pentru că nu i-am spus, eu de obicei zic mai urâte când mă enervez, pentru că așa sunt clădit. La mine, pe loc, te desfințez și am zis-o frumos că e urâtă. Da, uite, acum îmi pare rău că am zis că e urâtă, e o femeie mișto, dar acolo n-ai voie să-mi zici mie așa. Zilu, tai, nu, să zică lui, nu știu, o prietenă, dar ei să-i facă așa, că n-avea nicio legătură să facă mie așa. Înțelegi? Niciodată. Ei, atunci asumă-ți. Când te iei cu unul ca mine, trebuie să-ți asumi ce vine peste tine. Punct. Aici ai înțeles. Tu ți-ai asumat. Păi, nu știu, N-am avut dispute cu fetele, am mai avut cu băieții. Nu, cu Gianni. Dar știți care e problema? Gianni. Nu știți care e problema? Știți cam ce ar trebui să facem? Nu știu, mă pun eu în situația asta. Când o femeie se face așa, eu ce trebuie să mă duc să iau o nucă de coco, să-i dau cadou, pe bune? Adică eu să fiu provocat. Dar vezi, doamne, Gianni, să nu zică nimic. Păi bă, fraților, nu e posibil așa ceva, că n-ai cum. Nu există. Apropo de provocarea unei femei, există o femeie pe care eu o cunosc foarte bine, Ana Pârvulescu, Gheorghe, da, sora lui Costin Gheorghe, care
spune, abia aștept să vin la voi în studio, să spun vreo două, Bentiță. De ce stai puțin? Are boală pe Bentiță? Nu știu. Nu, de ce? Păi spune-ne acum, hai, spune. Să ne spună Ana, a deranjat-o afirmațiile tale la adresa lui Costin, eu nu știu. Vezi, uite cum sunt fetele. Fiecare spune, fiecare spune lucrurile așa cum tot le vede. Tot timpul noi avem probleme cu femeile, cu fetele, cu cine vreți voi. Serios, problemele cu bărbații le rezolvăm altfel, dar femeile... Orice subiect e foarte sensibil. Dacă îi zici așa, ești misogin, dacă zici așa, nu iubești femeile, dacă... A, păi stai să te fac albie de por, să te ia la mișto și tu trebuie să stai ca fraierul. Nu vrei și un buchet de flori? Da. Hai că ți-aduc eu. Pe Betty ai vrut să o lucrezi la psihic când ai trimis-o după o minge? Te întreabă Mihaela Starică. După ce? După o minge. Nu mă știu. Am trimis-o? Ai trimis-o după o minge, da. În stilul tău, bineînțeles. Și cred că ai vrut să o lucrezi. Da, mai mult ca sigur că da. Da, dar uite, și față de Ana Urgoș în sezonul trecut ai avut o reacție. Păi tot așa, m-a provocat. Tot ea te-a provocat, nu? Da, da, pe urmă și-a dat seama că până la urmă urmei și ea a greșit provocându-mă și am rămas prieteni. Ești certat apropo cu cineva după Exatlon? Știm. Sunt deja două sezoane. Există vreo persoană cu care nu mai vorbești deloc? Sunt mai multe. Da? Sunt mai multe. Și în general, cei care au fost foarte slabi în Exatlon. A, bine, făcând abstracție de o singură persoană pe care am zis... Nu, mai mulți sunt. Mai mulți, dar nu vreau să le dau numele, că v-am zis, nu vreau să le facem reclamă, că trebuie să facă mai multe în Exatlon să vorbească de Exatlon. Pentru că știu că, de exemplu, cu Alex ai o relație foarte bună. Știu că Alex mă va certa, probabil mă va după emisiune, dar nu. Este pentru prima dată când sunteți aici împreună... față în față pentru Exatlon, la discuții despre Exatlon, nu la emisiuni de vulturi de noapte sau așa. Și vreau să întreb și eu alea cu... Nu, că și pe el, da? Uh-huh. El a fost primul tău client, da? Da. Nu știu dacă a fost primul. Eu m-am certat cu toată lumea. Deci în echipa războinicilor în primul sezon, cred că n-a fost unul să nu mă cer cu el. Dar când l-ai provocat așa, când ai spus că îi dai niște bani pentru să-l angajezi la anunț, de ce te-ai enervat așa? Atunci m-ar fi bătut. Atunci aș fi smuls fața, serios. Nu știu, dar nu puteam, că n-ai cum. În Exatlon nu e vorba de bătaie, că n-ai cum. Doar trebuie să stai așa și să vorbești. Dar așa atunci, nu știu, aș fi smuls așa. Nu mai știu, ce îți dai seama că mi-a făcut multe. Nu, mai știu. Nu mai țin minte, exact. Dar știu că atunci pierdusem jocul. Nu mai țin minte. A, l-ați pierdut cu... și l-ați ales pe Oltin și tot v-am bătut și cu Oltin atunci. Da, ceva de genul. Și am demonstrat că putem și cu mână moartă în echipă. Da, noi nu înțelegeam lucrurile în momentul ăla. Pentru că mulți se concentrau, hai să-l luăm pe Oltin. Normal, mi se era bine să-l luăm pe Oltin, că era un punct sigur pentru noi. Nu, erau trei, că jucat de trei ori. Erau trei în pachet, adică asigurate, oamenii plecau cu 3-0. Eu mă gândeam, bă, bun, îl luăm pe Oltin, să zicem la protecție. Oltin pleacă acasă și oricum o să rămână ei, că la un moment dat pleacă și Oltin. Tot aia bun rămân. Bun, dar ideea era așa, eu ziceam, bă, îl luăm pe Oltin, dar... restul echipei să concentra așa mult încât să fie sigur că ia punctul cu Oltin, încât cu Gianni sau cu Cazacu sau cu Vladimir pierdea. Zice, bă, îl luăm pe Oltin, dar concentrează-te, frate, să-l bați și pe Gianni. Gata, am luat punctul cu Oltin și mă ascund în spatele punctului, cum zice el. I-am spart. Și atunci s-a declanșat. Atunci noi n-aveam ce și să mai zicem. Și apropo de prietenie, pentru că mie îmi place și pe Caterinca, pentru că sunt la un show Vulturii de Noapte în care Caterinca predomină, glumele sunt la locul lor, i-am spus lui Gabi, dacă vreau să mă răzbun pe fratii tu, ăsta e momentul potrivit pentru mine. Te fac, dar nici nu știi pe unde ești. Să uita așa, vorbesc serios, nu vorbesc serios. Și am zis, stai mă, știi că nu am cum așa ceva, eu nu pot să fac așa ceva. Nu, eu nu țin dușmănie. Când văd că ai caracter, n-am cum să țin. Din contră, lui Gabi, i-am dat, cred că, toate motivațiile din lume. I-am spus și cum eram eu ca fotbalist. I-am spus cum să ducă pe traseu. I-am spus să nu-i mai fie frică de nimeni din echipa aia, indiferent ce punct aduce, că dă două din două, trei din trei. Și la, țin minte, la un traseu, Ion Surdu tot așa a jucat și a dat foarte bine. Și erau la alegeri și am zis, Gabi, le-i pe Ion. Păi nu, bă, tu n-auzi că le-i pe Ion acum, îți spun eu că le-i și-l bați. M-am dus cu el până la motivat, s-a dus, bă, când a ajuns la final, l-a spart. A dat două din două sau de... Cum e? Păi da. Și pe urmă, ca să vezi tinerețea, că asta spun, că aici e problema lui principală, a jucat cu Mario,
a venit și cu 10 secunde în fața lui și l-a bătut Mario. Deci aici este problema lor, mare de tot. Bine, ca pe planul ăsta personal, eu îl cunosc pe Gabi foarte bine. Știu că asta e problema lui major. Am discutat cu el, l-am antrenat, l-am pregătit, dar pe asta nu poți să-i o dai, că pe asta da, trebuie să o obții singur. Experiența, ai simțit că experiența, l-a pregătit? Nu, n-am simțit, pentru că Gabi față de Alex e mult mai rapid pe traseu. Dar el avea îndemânare mai bună. Ce e foarte important în exatlon. Ce să mai contează câțiva metri în față dacă nu vii și le dai? Asta e, da. Te enerva când te câștigă? Îți dai seama că eu muream acolo, nu că mă enerva, muream. Da, știți foarte bine toți că dincolo de exatlon, ei doi se înțeleg foarte bine, gata, s-a terminat. Ca drept dovadă, un exatlon, nu All-Star. Nu, ca drept dovadă, nu l-am luat la niciun botez, l-am luat cu mine în club, să ne înțelegem și poate să vă confirme aici. Da. Ne-am distrat foarte bine. Da, dansa mai bine. Clar el, că cu amândoi eu dansator. Am ieșit de câteva ori împreună și chiar m-am simțit foarte chiar bine. Chiar și la nuntă la Vladimir, să ne înțelegem, astă vară. A fost o nuntă frumoasă până dimineață, am dansat toți, ne-am distrat foarte bine. Distracția n-a lipsit, a fost super. Deci am rămas fără cuvinte, am râs și am dansat, credem. Drept dovadă că v-ați înțeles că trebuie să trecem de competiție. Când se termină competiția, trebuie să primeze omenia. Dar n-ai cum, dacă oamenii care au caracter întotdeauna poate să stea și după exatlon și după orice faci în viață, poate să fie prieten cu oricine. În momentul când ai caracter, și uitați-vă, în general, oamenii slabi au probleme de genul ăsta, oamenii care n-au făcut nimic, ei vorbesc despre noi, ei își dau cu părerea, oameni care, dacă iau vreo 4 nume, n-au făcut 10 puncte, toți 4. Așa și și-au dat cu părerea despre noi. Deci e despre adevărat. Ce vorbim, bă, fraților? Iar lumea este influențată și mai primești pe acolo cât un coment, cât un pomelnic de ăla de zici, bă, dar ce am făcut? Zici că am omorât pe cineva. Și cam astea sunt datele problemele. Tu mă dă... Te-ai enervat cineva, o fată foarte tare în competiție sau vreun băiat? Ai avut și tu un Jaguar. Prinț cu cineva, cu Jaguar. Jaguar. Da. A avut câteva repuși frumoase. Eu doar m-am apărat. Da. Și tu știi bine lucrul ăsta și acasă chiar m-am lovit de valul ăsta de hate și nu înțelegeam, oamenii mă acuzau de eu nu am făcut decât să mă apăr. Nu l-am șignit cu absolut nimic, dacă o să vă uitați la... Nu l-am șignit eu. Adică, pur și simplu, așa era în context. Așa e, da? În competiție, când sunt prea mult. Și ce mai deranja foarte tare e că nu apărea pe camere lucrul ăsta, dar fetele de la echipa cealaltă, în pauze, ne mai șicanau. Da, și da, nu, da. Pe noi apăream pe TV, fiind tot timpul nervoși, dar aveam motive înainte și cumva lucrul ăsta, mie nu-mi place falsitatea. Recunosc că sunt un om care spune exact ce are de spus. Și Jaguarul ți s-a părut fals? Nu, el m-a atacat pe mine înainte să intrăm în competiție. V-am trecut pe lângă, că noi n-aveam voie să vorbim unii cu ceilalți. M-am dus să fac o ușoară încălzire și am spus eu la ceremonia de începere că am mai câștigat în formula aceea în care participam în ziua respectivă. Și a ținut să mă atenționeze, dar să țipe la mine, că nu am mai câștigat în formula aia și că să am grijă ce vorbesc. Și eu eram și așa bătută. L-am lăsat în pace și am zis, sigur, acasă nu mai doarme nimeni, că am spus eu lucrul ăsta. Adică era cumva de context. Dar el m-a tot căutat de vreo două zile să se ia de mine. Deci tot încerca, prin orice modalitate, să mă atace în vreun fel sau altul. Și în ziua respectivă era chiar sub formă de glumă. Deci el încerca să zică că noi nu suntem buni de nimic sau ceva de genul. Și eu am vrut să fac o glumă. E, da, nici chiar așa. Doamne, atât mi-a trebuit că... Eu ce le mai bucat tine? Da, să știți că aici vreau să intervin puțin. L-am cunoscut pe Ionuț și în sezonul 2 ca și antrenor. Într-adevăr, el are niște probleme de exprimare, să nu vorbim mai multe, dar ca și sportiv, da. jos pălăria pentru el, pentru că a ajuns într-o finală, era unul dintre cei mai rapizi oameni din exatlon, dar are problemele alea și atunci când nu le leagă bine, normal că se încurcă. Dar în rest, n-ai ce să-i reproșezi. Da, uite că l-ai bătut în sezonul 2. În final. Asta e altceva. Asta ține cum tot. Cum n-ai bătut, ne-a antrenat. El păi am zis, din competiție. Eu nu m-am antrenat. Toată lumea știe că fumez trabuc. Eu fumez 2-3 pe zi. Mâncam, nu m-am antrenat. El, săracul, se ducea la sală în fiecare zi.
avea kilograme mai puține ca mine. Cât ani are? 26, 27, nu mai știu cât are. Cât are? Cam așa. 28, 28, eu 41 de gloanțe. Am zis, când m-a pus, când a venit propunerea să jucăm, eram și accidentat că jucasem cu Ajun, jucasem fotbal și aveam glezna atât. Și am zis, bă, intru și așa. Și acolo am dovedit ce înseamnă motivația mea să nu pierd în fața nimănui. Și cred că am demonstrat foarte mult, adică nu mai trebuie să mai spun eu. Dar erau atât de concentrați că tremurau, nu ne mai înțelegeam cu ei, noi eram pe lângă. Nu mai vedeam. Era orgoliu. Nu orgoliu mai, mare, nu. Dar și atunci te-ai jucat cu psihicul lui, dacă ți-aduci aminte, la tot amenința, a pierdut, practic că nu mai știa să mai... Ce mai bai ai mai zis? Îi zic de toate, de pentru toate. Că acolo trebuie să spui de toate. Acolo trebuie să... El nu trebuie să mai fie concentrat pe traseu. Tu trebuie să-i spui și vrute și nevrute. Bine, trebuie să și știi. Gândiți-vă că am o carieră de normal. Fotbalist. Gândiți-vă, eu adversarul pe care îl țineam, jucam fundaș central. Trebuia să folosesc toate armele. Să-i spun la ureche. Vezi că am ieșit cu gagică ta aseară. Cum? Dar eu ziceam mai urât. Înțelegeți voi ce vreau am să zic. Înțeles, ăla în secunda 2, la revedere, era turbat. Cum? Îl înjuram, îl făceam să-l scot din meci pentru că el era bun. Eu trebuia să-mi folosesc toate armele. Și cine era câștigător? Gianni. Îi mai dădeam și eu două la gleznuțe ca să fie treaba treabă, fără să fie antrenorul, arbitru cu ochii pe mine. Da. Îl călcam din... scuză-mă, am vrut să plec încolo. Urlați, pa, și-l scoteam din toate. Stai puțin, omul pe care el l-a provocat să ia roșu, în Turcia a jucat împotriva lui. Da. A jucat împotriva lui. Umit Karan. Da, Umit Karan, da, păi da, am avut ce clinciuri am avut cu Umit, Doamne ferește. Direct coate, direct în jurături de mamă. Și în Turcia, dacă în jur de mamă, e nenorocire. Și adică după aia s-au întrecut la exatlon. Și la pe traseu? La pe traseu, prieteni mai... și asta înseamnă să fii caracter. Era o rivalitate în plusul cu Turcia, nu-i așa? Da, 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 fără discuție. Dar acum de ce? Bă, uite, nu se mai întâmplă așa. Mie mi se par naționalele noastre la exatlon fără vlagă. Parcă n-au acea ambiție pe care ați avut-o voi în primul sezon. Păi, hai să nu mai comparăm primul sezon cu nimic. Nici nu se poate compara, dar totuși nu avem cum să mai comparăm. Am făcut istorie, o să rămânem istorie, o să rămânem pe viață în inimile acestor copii și acestor oameni. Și eu zic că, nu știu, să ne orientăm spre altceva, că noi am rămas acolo pe viață. Așa, voi de ce nu erați uniți? Eu nu am prins un meci internațional, am fost când, chiar pe ultimul meci, dar ajunsesem de o zi acolo și în niciun caz nu trebuia să particip chiar în fost ultima, nici nu aș fi optat pentru așa ceva. Dar asta am sesizat și eu, nu aveam inima aia, nu era ce trebuie, știi? Că... Da, parcă e altfel pentru România, altfel de lucru. Da. Eu am fost redactor de sport, Gianni știe foarte bine, pentru că ne cunoaștem de foarte mulți ani. Și era o atmosferă extraordinară, mai ales la meciurile alea internaționale, când mă duceam la campionatele europene sau mondiale. Pe cuvântul meu, când câștiga România, nici nu mai erai ziarist, erai suporter, erai... La noi, când eram fotbalist la Dinamo, ții minte când se apropiau meciurile echipei naționale, automat venea managerul clubului și așteptai convocările să vină în vestiar după ce se termina meciul, XY pleacă la echipa națională. Stătea, mai văzut nevăstuica aia când iese cu capul așa și stă așa și se uită, așa eram noi. Și când îți pronunța numele, nici nu mai voiam să mai mă duc acasă. Voiam să mă duc direct în cantonament la echipa națională. Da, era un alt fel o mândrie națională, ca drept dovadă, noi în primul sezon, prin asta am cucerit România și noi, pentru că ne-am dăruit pentru țara noastră. Să mai citim din mesajele oamenilor de acasă. În continuare vreau să spun același lucru, că vă mulțumesc pentru mesajele de astăzi și facem doar un rezumat al lor, că este imposibil. Îi mulțumim familiei Mureșanu că a fost alături de noi și vă apreciază pe toți cei care ați venit astăzi, atât pe Mădălina, cât pe Gianni, cât și pe colegul meu care a fost la exatlon foarte bun în semifinalist. Eu sunt doar... Bine că n-a ajuns în finală, bine că i-am prezis că n-ajungem în finală. I-am zis, da, n-ajungi mă în finală. Când a ieșit cu limbă de moarte, mi-a zis, tu n-o să ajungi în finală. În finală, ca să știi. Și așa a lăsat cu limbă de moarte. Dar ai fost la limită, deci știu că am trăit intens, tu ai fost la un punct și toți au fost. S-a întâmplat ceva acolo, nu... Nu se tensiune, poate. Presiune, nu știu. Atunci, în semifinala aia, mai exact în ultimul joc ăla pe traseu galben, parcă am simțit tot concursul.
Deci am simțit, simțeam așa, vedeam, mă duceam spre start, mai simțeam cât e un episod din Hexathlon, veneam la bancă, mă mai uitam la ei, mai îi vedeam, mă. Deci așa cum am... Eu primul lucru pe care l-am făcut, nu m-am uitat că n-am avut timp, am întrebat, ai și bendiță? Da, ok. Dar de ce e? Hai seama că nu-l suportam. Am avut foarte, foarte mare, am avut o zi grea în prima semifinală. Atunci la aruncările alea cu la steaua aceea. Dacă prindeam o zi bună și eram la egal cu ceilalți, sunt sigur că la popicile alea, la plăcii, îi băteam. Și am fost foarte aproape. Am plecat cu un handicap mare. Eu aveam 3 puncte. Ionuț avea 4, Vladimir 6, Ștefan 7. Și era un handicap mare. Și când am plecat noi în ultima zi de acolo, un localnic, un negru, care se ocupa de campul nostru acolo, din nimic a venit la mine și mi-a spus, înainte de ultimul joc, băi, tu să rămâi cu bine, te duci acasă, dar tu, dacă tu ai încredere în tine și simți că tu ești campionul, tu o să câștigi concursul ăsta. Tu ești campionul și numai în tine trebuie să găsești puterea asta ca să fii campion. Exact. Și în momentul ăla, cu alea 3 puncte ale mele, am zis, bă, stai așa că mai am ceva de apărat și trebuie să joc, pentru că dacă o să joc punctele astea, o să fie o aventură și mai frumoasă și o să fie și mai palpitant, și mai frumos. Și m-am gândit să nu dau niciun punct în urmă și am încercat. N-am reușit până la capăt, dar am adus balanța la egal și asta, băi, a fost cel mai frumos. Gianni a avut dreptate. Doamne, să nu ajungi în finală. Uite, n-am zis doamne. Mie îmi pare rău că n-ai ajuns în finală. Eu ar fi vrut să câștigi finala normal, dar mă bucur că ești colegul meu. Nu știu, au fost personaje și personaje acolo. La votul publicului era o loterie. Din punctul meu de vedere, chiar și la loteria aș fi avut șanse mai mici. Din punctul meu de vedere. Din punctul tău de vedere, uite, eu recunosc că eu ți-aș fi dat votul, cum ți-am dat și votul să fii colegul meu aici, pentru că așa împreună am câștigat și noi mai multe premii. Hai să fim realiști. Vreau să citesc un mesaj de la Pitici Veseli, pe care scrie Mădălina. Mi-au scris de 4 ori că vor un mărțișor de la voi doi. Am înțeles că tu știi pe cei 39 de Pitici Veseli sunt copii. Nu sunt cei 7 Pitici, nu? Nu, sunt 39 de Pitici. Albă ca zăpada există și ea? Pe ea trebuie să o întrebăm dacă există. Există și o albă ca zăpada? Există și o albă ca zăpada. Există? Câți ani are? E brunetă? Nu este pentru tine. A, nu e. Mulțumesc. Ok, noi atunci dăm doar mărțișoare. A fost o doamnă, de fapt este o doamnă extraordinară, într-o comunitate, Melinești se numește, care are grijă de copii din comunele respective și îi educă prin diverse forme. Și noi am făcut o mică oprire când am fost în turneu în Târgu Jiu și Craiova între și am ajutat puțin, am făcut câteva activități cu copiii respectivi. Sunt minunați, doamna aceasta implică foarte mult în activitatea lor, în educație, este ceva ce găsești foarte rar pentru că practic este într-o comună și sunt foarte multe sate. Noi avem acces în orașele mari la educație, ei bine nu au foarte multă și merg copiii și 20 de kilometri până în locația respectivă să facă activități, să citească, chiar acum știu că pe asta se axau, să strângă cărți, să poată să ajute copiii respectivi să citească. Da, am observat, am citit aici, sunt între 5 și 11 ani copii, un lucru foarte frumos și le mulțumim că se uită la noi. Cum de altfel o să vă rog după emisiune să faceți acest mărțișor pentru poza pe care ei și-o doresc cu voi doi. Să-i mulțumim și lui Jimboran că a fost alături ceva. De noi. Să închide emisiunea? Nu, să-i mulțumim lui Jimboran, lui Ovidiu, că a fost alături de noi. Te salută pe tine să fii câine, că ești un câine care spui lucrurile. Spune că pe vin la Cluj. Uite, Ovidiu, vine la Cluj. Ana. Vine cu noi, turneu Adunare pentru Mișcare. Așa, Adunare. Mergem în alt turneu, Mădălina. Tu n-ai ce să cauți, că ești căsătorită. Fiecare cu turneul lui. Noi avem alte treburi, Mădălina. Au alte treburi. Ana Părbulescu, sora lui Costin, ne-a mai scris un mesaj. Ana, și am să le spun băieților, vreau să-l mai scriu o dată așa, pentru că ele merg foarte repede, dar rezumatul lui este că ea a glumit, deci nu are nimic personal cu tine, te apreciază și pe tine și pe Gianni, dar dorința ei este să câștige Costin toate duelurile și să fie, bineînțeles, câștigătorul Hexathlon. Nu, normal, e da, să zic că nu. Vreau să spun cum mă motivam eu împotriva lui Gianni. Cum te motivam? Când mergeam cu el la start și el era puțin mai în față și eu eram mai în spate, el are un tatuaj impresionant pe spate. Cu moartea. Da. Și scrie, you are next.
Și acolo, acolo scrie, e moartea și scrie lângă, you are next. Și eu întotdeauna mă uitam, zic, Doamne, îmi iese asta în față, you are next, nu, nu, nu stai puțin, că nu vreau. Și așa mă motivam ca să câștig în continuare. Ca să nu fii tu următorul. Că-l vedeam, sau pe topogan, că se urcă, you are next. Mamă, nu, nu, bă, lasă că trebuie să, Oricum, noi ajustesem paranoici cu superstițiile în sezonul întâi, serios. Chiar toți, și noi și ei. Tu ce superstiție? Ce? Orice superstiție. Și dacă baba de orez era spre stânga, nu, știu că n-a fost așa și trebuia să o pun la loc. Așa. Tu ce superstiție aveai? Singura asta era cu... Cu moartea. Să nu-mi vadă mie spatele. Îl vedeam, dar cum îl vedeam, imediat, zicea, mă motivam, trebuie să iau punctul. Trebuie să iau punctul, că mi-a apărut în față, you are next. Trebuie să iau punctul. Dar el era tot timpul în fața ta? A spus, a zis. Că la, spre sfârșit, nu, noi tăceam din gură sau rămâneam mai în spate. Și eu îi așteptam, dar nu puteam să bag pasul pe loc, trebuia să ajung la stat. Noi ne mai dădeam așa. Eu mă uitam pe unde sunt, nu mai... Era un spate. Și dintr-o dată fugeam, pac, apăream lângă, veneam din, și Cosmin de-a startul. A fost, uite, vorbim cu plăcere, vorbim de sezonul întâi, a fost, cred că, una dintre cele mai frumoase experiențe ale mele. Nu pot să spun, titlurile mele de campion rămân acolo, dar asta ca și reality show, ca și provocarea vieții, este top. E adevărat, Exatlon este parcă un alt fel de show, un show diferit, care uite, dincolo de el, creează și vedete a creat după, toată lumea este cunoscută. Nu poți să ieși pe stradă cu cineva de la Exatlon, mai ales din sezonul 1, dar nu este vorba de tine să fii cunoscut, dar sunt oameni care au venit acolo necunoscuți, care au ajuns la un nivel și care au putut să depășească și niște temeri pe care le aveau poate înainte de a intra în competiție. Da, dar ca un mesaj pentru cei care vor urma în viitor, ei trebuie să înțeleagă foarte bine că cei care au fost în sezoanele anterioare au lăsat un prestigiu, adică oamenii buni au lăsat un prestigiu și dacă și cei vor... cei care merg acolo să lase da, follow-uri și Instagram... Nu vin la Exatlon ca să crească Instagram. Să mai crească Instagram pe bune. Asta e cea mai mare prostie. Serios, eu n-am văzut în viața mea. Eu nici nu știam cu Instagramul de acum un an de zile. Nici nu știam cât, ce, nici nu m-a interesat. Dar oamenii, din păcate, cam la asta se gândesc acum. Să-mi crească Instagramul, să-mi crească... Cota. Așa. Ce cota ai? Că trebuie să faci ceva notabil în viața asta. Exact. Să te știe lumea pentru ce faci. A, da, du un sezon Exatlon cap-coadă, câștigă-l și atunci cu siguranță lumea o să te știe. Și nu numai, să ai coloană vertebrală și să-ți păstrezi integritatea și valorile. Pentru că degeaba merg acolo în fac nu știu câți followeri, dacă eu nu sunt om și nu sunt un exemplu pentru exact. Jurul meu. Pentru că ne întoarcem cu un capital de imagine, dar este foarte important ce transmitem mai departe. E adevărat. Și aici avem niște goluri foarte mari în România, pentru că întrebarea este cu ce rămâi în spate. Doar cu o imagine creată de la Exatlon este mai mult de atât. Și prin faptul că ești acolo, dacă dai de la tine și ești bătăios și te lupți, o să și primești înapoi, o să primești susținerea oamenilor, oamenii care au fost în concurs, o să te aprecieze. Vine Gianni și te apreciază, vine Mădălina și te apreciază. Bun, Iuliana, te-am văzut, ai fost foarte bun. Ștefan, ai fost foarte bun. Și toată lumea vorbește frumos despre tine. Prestigiul unor oameni care au fost acolo și au ajuns până la final și înseamnă ceva pentru Exatlon, altfel te simți și îți dă o putere ca să exprimi mai mult din ce ești tu, să fii mai expansiv, să vii, să creezi, să ajuți oameni, să ajuți copii, să te implici în societate, să uite crești. Uite cum se implică Mădălina în proiectele acelea pe care le face pentru mișcare. Sunt foarte mulți copii, am văzut foarte mulți copii care au venit la tine la acțiunile pe care le faci. Exact, și felicitări pentru lucrul ăsta, pentru că este un lucru foarte important. Turneul acesta era programat de anul trecut. Eu am făcut adunare pentru mișcare din 2018, dar nu eram foarte cunoscută și totuși mă duceam în locații și făceam mișcare pentru ei. Pentru că știu exact cum stăm în România. Suntem pe penultimul loc la ce înseamnă mișcare. Eu am făcut sport de performanță, așa am fost educată și e foarte important ca oamenii să înțeleagă că trebuie să fie sănătoși, că sportul te educă să fii mai productiv. Nu lăsând sănătatea la o parte, te învață să lupți până la final să faci ceva. Eu asta încerc prin proiectul pe care îl fac acum, adunare pentru mișcare. În primul rând adun din toate tabelele, nu mă interesează roșu, albastru, nu am astfel de lucruri, nici nu vreau să intre în discuție aceste culori. Mă interesează ca oamenii să fie inspirați de voi. Și tocmai de-aia chiar am fost la Buzău cu Alex, unde are o școală de dans, niște copii extraordinari, am rămas șocat acolo. Nu puteam, îmi tremura telefonul.
aș vrea ca oamenii să fie inspirați de omul din spatele camerei, de aia spuneam și de Gianni, este un om extraordinar și aș vrea să ia modelul lui de succes, cum a reușit el ca sportiv, cum l-a ajutat pe el, cum poate să exprime ceea ce este, la fel Alex și așa mai departe. Asta încerc să fac prin Adunare pentru Mișcare, de-aia și merg prin toată țara și încerc să las acolo ceva bun și să ajut cu adevărat comunitatea. Fiecare avem în spate o poveste, exact. Așa cum Gianni mi-a spus povestea lui, cum a început cu fotbalul și cum a tras și a dorit ca să ajungă acolo în vârf și e o poveste foarte interesantă și plină de aventură. Da. Dar din păcate ne lovim de o generație în care am uitat ce înseamnă respect, am uitat ce înseamnă muncă, am uitat ce înseamnă să vreau să ajung undeva. E o generație foarte dificilă. Și e greu de lucrat cu ea. Greu, foarte greu de lucrat, foarte greu, foarte greu. Ai fi vrut să fii antrenor la Faimoș? Te întreabă cineva în sezonul ăsta? Nu neapărat că aș fi vrut. Pentru că sunt din altă generație, poate. Da, nu neapărat că aș fi vrut. Eu am fost pus acolo unde au decis oamenii ăștia. Așa e. Nu, dacă ți-au plăcut oamenii aceștia din exterior, fără a fi implicat emoțional normal. Sunt două echipe cu niște oameni mișto. Și la Faimos și la Războinici. Apropo, te așteptai să iasă Ana Gazan atât de repede? Da, normal, da, cu siguranță. Da, pentru că Ana avea... Între ea și cealaltă, Mihaela. Și Mihaela Popescu. Da, Ana, din păcate, avea sincope mari, atât pe traseu cât și la final. Și mă așteptam într-un fel și mă aștept să mai iasă minim trei jucători de la Războinici. Știi că din fața televizorului se vedea mai bună, mai luptătoare Ana Gazan, dar bine, când s-au numărat punctele, s-a văzut că era din păcate pe ultimele loc. Își dorea foarte tare, dar una e să-ți dorești și una e să și poți. Să și poți, așa este. Pe cine ai vedea, sunt foarte multe întrebări, pe cine ai vedea câștigătoare la feminii? Am zis, Iulia. În afară de Iulia. Nu vreau să zic mai multe, mie îmi place Iulia. Eu le cunosc pe cele două fete, pe Kiki, a fost colegă de sală cu mine, și pe Andreea Zarageu. Și, știu, Kiki este mai bătăioasă, așa, am văzut și lucrul ăsta. Dar știu doar că pot fi surprize, până la final mai este. Da, mai e mult și nu... De-abia a început, adică sunt la 10. Cred că suntem pe la jumătatea show-ului. Ai mai vedea antrenori la echipe? Da, de ce nu? Așa, și crezi că războinicii se vor descurca așa fără tine sau vor fi dezorientați? Da, se vor descurca doar în momentul în care se vor elimina trei oameni din joc. Credeți-mi. Da. Și o să vedeți. Putem să dăm nume? Nu le dăm nume, că o să-i vedeți eliminați. Am înțeles. De ce nu mai sunt mulți întreabă de ce nu mai sunt acele minigame-uri care erau în sezoanele anterioare? Crezi că făceau diferența? Acele minigame-uri erau foarte mișto pentru că, în primul rând, erau mai mult pe distracție, dar era și competiție. Și credeți-mă că noi le abordam cu acea seriozitate cum eram pe traseul normal principal. Apropo de seriozitate, când erau altele mai relaxante seara, când erau acele jocuri de quiz sau nu, de mimă. Deci acolo ai rămas cele la mimă, Pulhac, contele Pulhac. Îți plăceau? Erau mari. Foarte mișto, foarte mișto. Alea, da. Quiz-ul mișto, mima mișto, foarte tare. Bine, erau și amândoi. Și Pulhac este tot timpul pus pe glume și pe ei. Da, au fost genial. Povestește-ne când ați câștigat recompensă la Punta Cana. Mult așteptată recompensă. Wow, aia a fost cea mai tare. Adică noi practic am câștigat, veneam după o perioadă de înfrângeri. Ca să vedeți cum e, când e să fie, este. Și eram cu moralul la pământ. Și Punta Cana a fost una dintre cele mai frumoase excursii. Care era un joc, Punta Cana, să ne înțelegem. Punta Cana, da. Punta Cana. Și ne aruncam mai tare. Am venit atunci, după seria aia de înfrângeri, am câștigat jocul ăla extraordinar, incredibil. Și credeți-mă că ne-am bucurat pe deplin, adică a fost ceva wow. Uite, a fost... Chiar mă gândesc când ești acolo, în tensiunea aia, să câștigi un lucru atât de... Mai în primul rând, te gândeai că pleci, ești de acolo. Picioarele, că nu mănânci nimic. Erau multe, în primul rând, da, că pleci de acolo, în primul rând, că dormi într-un pat, în primul rând, că mănânci
Nu mai ne gândeam noi că mă plimbă pe mine la 6 dimineața cu balonul, da, pe bune, mă interesa balonul ăla, nici nu voiam balonul ăla, serios. Să-mi dea mâncare, să-mi dea să stau într-un pat și nu mai vreau nimic. Nu vreau nici balon, nici nimic. De balonul ăla ți era cam teamă. Nu mi-a plăcut nici cu mă băga cu balonul într-o trestie de zahăr. Iar zis ăla, ce dracu e asta, mă, terminați-vă cu prostia asta. Ăla făcea fente, hai mă că ne și umor pe aici cu trestia ta de zahăr sau ce e aici. Da, așa, așa a fost. Am încheiat emisiunea de astăzi, dar așa într-o notă... Așa s-a dus, gata? Atât de repede s-au dus cele o oră și 40 de minute, cred că. Astăzi chiar am ținut mai mult emisiunea, dar am avut niște invitați foarte frumos, spumoși, așa cum de altfel le-am și prezentat în promovarea emisiunii de astăzi. Vreau să mai veniți la noi, vă invităm, pentru că nu am discutat tot. Nu-i așa, Gianni, o să mai... Mai sunt foarte multe de discutat, da, cu siguranță. Dar nu cred că mai mă prins, nu cred că mai mă prins, pentru că am foarte multe treabă la Vulturii de Noapte și așa. Trebuie să ne urmăriți duminică, pentru că vă asigur, de acum că o să râdeți cu lacrimi, vă dau doar un detaliu, m-au ținut legat sus și îi vorbeau. Legat sus pe undeva. Știu că te-au ținut mult la început. O să vedeți și asta e filmată și o să vedeți cât o să râdeți. Crezi că au făcut-o intenționat? Cred că da, mai mult ca sigur, că știau că mă enervez. Și o să fii mai bun. Și o să auziți acolo ce s-a întâmplat. Dar nu dezvăluim nimic. Duminică seara la ora 23:15 veți vedea Vulturii de Noapte cu Vulturul reîntors din... Vulturul Suprem. Și a luat puteri de acolo. A venit cu forțe. Dar chiar să știi că mi-am luat puteri, pentru că chiar am avut o energie și băieții mă așteptau. Practic erau disperați, că noi avem o conexiune așa foarte e, bună. Voi trei, așa. Și în momentul când am venit, a început, adică practic noi ne distrăm și ne distrăm cu invitații și distrăm și publicul. Cred că asta este cel mai frumos lucru să faci omul din spatele televizorului să râdă. Că nu se așteaptă ca la un Gianni Chiriță să fiu pe Caterinca. Se așteaptă, omul vede, mamă, acolo rău, mă enervez, îmi trag, n-am păr, că am făcut așa, dar n-am păr. Îmi trag de barbă, îmi vine să mor. E, uite, eu în viața de zi cu zi mie îmi place să râd, să fac lumea să râdă. Și la televizor. Tot asta îți place să faci. Și chiar, așa cum spuneam, am văzut un pic din înregistrările de la Vulturii de Noapte, ediția viitoare. Așa că nu uitați, duminică, de la 23:15 vă reîntâlniți cu Gianni la Vulturii de Noapte. Nu uitați să vă uitați la Fan Arena. Sâmbătă, duminică, luni și marți de la orele... la Exatlon. Mă scuzați, m-a luat și pe mine valul, la Exatlon. Așa cum sâmbătă, duminică, luni, marți de la ora 20, la Fan Arena, bineînțeles, luni și marți, vă veți întâlni cu colegii noștri Lili Sandu și Iulian Putea, iar cu noi, tot joia viitoare, de la ora 18, cu alți invitați, sper la fel de sinceri, așa cum au fost și invitații noștri de azi. Vă mulțumesc foarte mult din nou ca și noi vă mulțumim. Și eu trebuie tuturor să zic repede că sâmbătă sunt în Focșani și duminică sunt în Bacău și intrați la mine pe Mădălina Predoi, că o să găsiți acolo turneul, venim în toată țara și mai avem mult de muncă și trebuie să-l convingem pe Gianni să mai vină cu noi și la fel și pe Alex, da? Așa e. Am câteva turnee cu Vulturii și îți promit că o să vin. Ok. Mulțumesc. Am făcut rost de promisiune. Ți-a plăcut, Alex? A fost fain, nu? Da, mi-a plăcut. M-am simțit foarte bine. Vezi? A fost distractiv. Vă mulțumim și tuturor femeilor pentru mâine, că este o zi specială, un la mulți ani și și nu, noi mâine o să fim la Teo Vulturii de Noapte, așa. O să fim la Teo în emisiune și o să vă urăm de la Teo la mulți ani, așa că o păstrăm pentru mâine. Da. Tu pentru mâine, Alex pentru astăzi. Acum, și la mulți ani tuturor femeilor. Și noi ne vedem pe 8 martie, da, de ziua femeii. La revedere, o seară frumoasă în continuare. La revedere. Ciao, mulțumim.